căldură, să mâncăm puțină energie, să mâncăm, exact, din prăjiturile alea delicioase. Și acum să ne continuăm turul, dar puțin la căldură. Pusă foarte bine ca amplasament, era amplasată bine dintotdeauna și, din fericire, recent restaurată și redată circuitului public. Este vorba de Casa Capșei, unul dintre cele mai vechi localuri pe care încă le păstrează Bucureștiul sub aceeași firmă. Istoria clădirii e mai veche totuși decât istoria locului și o să încep cu partea mai veche. Aici se găseau proprietate, una dintre proprietățile boierilor Slătineanu. Respectiv erau casele vornicului Radu Slătineanu. Boierul se prinde mai repede decât confrații lui de potențialul comercial al căii Victoriei și atunci preferă, decât să locuiască aici, să înceapă să închirieze locul unor diferiți întreprinzători. Drept urmare, la începutul secolului, mi se pare că încă în perioada fanariotă, sau oricum imediat după, vine aici un cetățean de origine maghiară, al cărui nume îmi scapă acum, dar care face o altă premieră vis-a-vis de arta spectacolului în București, respectiv deschide o dioramă. Diorama este precursoarea cinematografului. Găsim diorame la Antipa, de exemplu, până astăzi. Este vorba de ilustrarea, eventual tridimensională, a unor evenimente istorice, a unor medii naturale. Și în felul ăsta le poate prezenta publicului bucureștean curți regale îndepărtate, fel de fel de scene exotice. E cu mare căutare că stă omul numai câțiva ani, se umple de bani, se face moșier și se retrage din activitate. Mai trec vreo câțiva ani și sosește aici un italian de data asta, pe numele lui Geronimo Momolo. Omul ăsta e mai înfipt un pic decât unguru și pe lângă un teatru, e unul dintre primele teatre cu stabiliment din București și locul unde se pare s-a jucat prima piesă în limba română, deci lăsând Teatrul Național la o parte, aici se pare că la un dat elevii de la Sfântul Sava ar fi jucat prima piesă în limba românească. Și aici am un mic lapsus acum vis-a-vis de cum se numea piesa, dar oricum este un eveniment interesant. Pe la 1828 se petrecea treaba asta. Momolo își dublează cu timpul sala cu un birt, că na, dacă tot aveai clientela de teatru, nu era rău să dai și consumația, și ulterior mai trântește și o sală de bal, care o precede pe cea a lui Bosel și care cumva inaugurează moda balurilor la București, dar cu timpul, din păcate, se pare că nu prea se mai ocupă de întreținerea ei, astfel încât ultimile impresii despre sala lui Momolo sunt unele, să spunem, destul de defavorabile în ceea ce privește starea decorurilor, serviciu propriu zis, se cam lăsase pe tânjală. Mai se întâmplă cazuri de astea și astăzi pe România, când deschizi, merge bine, când merge bine și după aia nu te mai interesează deloc și o lasă de cadă. Ei, și cam după perioada lui Momolo ar începe propriu zis cariera casei Capșa. Culmea, prima casă Capșa n-a fost aici. Prima casă Capșa este mai jos pe Victoriei, unde era Hotel du France. O să ajungem tot în turul de astăzi și o să arătăm locul unde a fost. Acolo este locul întemeiat de niște frați pe care îi vedem aici pe perete. Lipsește unul dintre ei. La mijloc este Vasile, jos este Constantin Capșa și sus este cel care a consacrat-o aici, Grigore Capșa. Lipsește Anton. Deci sunt patru frați. Vasile, Anton, Constantin și după aia Grigore Capșa, proveniți dintr-o familie de aromâni. Strămoșul lor este un anume Dumitru Capșa, care este cojocar de subțire. Deci se ocupa cu realizarea acestor giubele, de exemplu, din perioada fanariotă. Erau printre cele mai căutate articole vestimentare și toate printre cele mai scumpe. Cojocarii își permiteau să ridice biserici la vremea respectivă. Plus un om care se ocupa și cu negoțul. Aici facem un prolog pentru expediția noastră în centru vechi. Era unul dintre negustorii care făceau taxid. Taxidul era o modă în epocă, de acolo ne vine numele străzii Lipscai. Plecai din țara românească, de unde erai tu de aici, către Europa Occidentală. Călătoria putea să dureze un an, dat fiind mijloacele de transport de atunci, lăsăm la parte că oricum când te duceai mai era cum mai era, dar te întorceai încărcat cu marfă. Așa. Și era obiceiul înainte să pleci să te spovedești, să te împărtășești, să-ți faci testamentul, că nu se știa dacă te mai întorci, mai ales că purtai și valori la tine, deci erai ținta perfectă pentru hoți. Și în cele din urmă reușește să se întoarcă cu succes din mai multe astfel de călătorii, lasă o avere suficientă pentru ca urmașii lui, acești patru frați, să-și permită să deschidă o cofetărie
fiind și români, fiind și oricum ocupându-se cu negustoria, dar de cojoace în primă fază, aveau spirit mercantil și ei au fost printre cei din tâi, nu primii. Primul se pare că a fost acest italian Giovanni, care deschisese cofetăria la colț cu strada Câmpineanu, care s-au prins că lumea în țara românească e cam săturată de vechile deserturi orientale. Nu că n-ar fi bune, că poate și astăzi ne place să savurăm o baclava, dar era vorba exact de saturația culturală, pentru că stătuseră prinși prea mult într-o anumită paradigmă. Și atunci s-au hotărât să vină pe piața cu noutăți și încep să-și deschidă linii de furnizori către Occident, către Paris, mai ales trimițându-l pe fratele mai mic, pe Grigore, cel de sus, la Paris să studieze pe lângă cea mai renumită casă de cofetari și patiseri a epocii, Casa Boisier din Paris. Automat, Grigore nu-i trimis acolo doar să învețe, ci să-și asigure furnizori și în felul ăsta încep să sosească la cofetăria fraților Capșa fel de fel de produse nemai întâlnite până atunci pe piața bucureșteană, cum ar fi bomboanele glasate, fondantele, totodată apar primele forme de înghețată concurente cu cele ale lui Giovanni, apar prăjituri nemai întâlnite până atunci, cum ar fi savarine și celelalte, alea le-au învățat în schimb mai târziu, că momentan vorbim de ceea ce putea fi transportat, cam greu să care o savarină de la Paris până aici. Așa apar niște lichiuri, niște băuturi mai noi. Era oricum o prăvânie mai amplă, depășea un pic noțiunea tradițională de cofetărie, era mai degrabă o băcănie, pentru că aveau fel de fel de produse. Frații Anton și Vasile Capșa sunt cei care pun bazele acestei întreprinderi. Fac bănuți frumoși până când Vasile are o idee mercantilă care era să-l coste falimentul. Respectiv, izbucnește războiul Crimeei prin 1855-56 și el se gândește că va face o grămadă de parale dacă se duce să aprovizioneze armatele combatante și își încarcă marfa pe niște care, se pregătește să se ducă până la Sevastopol. Deci, deja era mai mult decât un taxid. Intuiția a fost bună, momentul n-a fost bun, pentru că a fost o iarnă foarte călduroasă și s-a stricat toată marfa pe drum. Și drept urmare se găsea în Odessa cu toată marfa stricată în pragul falimentului, să urcă pe un vapor, nici măcar nu mai are bani să întoarcă direct în România, să urcă pe un vapor care îl lasă în Bulgaria, Bulgaria fiind provincia otomană la vremea aia. Avantajul cu Imperiul Otoman e că permitea în mare parte comerțul. Vasile se pare că asta n-a disperat. Și a observat că în Bulgaria aceeași vară secetoasă fusese foarte rodnică, pentru că se făcuseră trandafirii, se făcuseră fructele și, drept urmare, închiriază un șopron părăsit, ia bani cu împrumut pentru zahăr și face dulcețuri și peltele din care se umple de bani, pentru că era foarte priceput deja în treaba asta și revine în țară de Sfântul Dumitru, deci pe 26 octombrie, plin de bani și își permite să continue afacerea. Treptat s-au mutat, pentru că li se extindea clientela, se mută din locul inițial, tot nu vin aici, se mută în casele Filipeschi. O personaj foarte interesant este mama Elenei Crețulescu, cea care lasă palatul din susul Cismigiului. Această Madame Filipescu, Maria Filipescu parcă, avea porecla de Madame Chepi sau Madame Chipiu, pentru că avea trăznaia să umble călare și purtând pe cap un chipiu militar. De la chestia asta se pare că i s-a tras și un conflict cu generalul Florescu, cred că bine am mai zis pe ăsta, nu? Madame Chepi se iubea cu Cuza la un moment dat și pentru că avea prost obicei să poartă chipiul ăsta, mai intra și în tabăra militară unde se găsea domnitorul să se vadă cu el, purtând chipiul pe cap și generalul Florescu, comandantul armatei, era foarte enervat de faptul că asta intră îmbrăcată ca tare și a trimis o telegramă care spune că lăsând o parte de când tulburi liniștea exercițiilor, mai faci de rușine și uniforma militară, dă naiba nenorocirea de chipiul jos. Asta foarte tupeist așa și excentric, a spus unuia mai mare ca tine, îi place cum își ia de mie chipiul. Și n-a interesat-o. E bine, se pare că a fost o personalitate destul de controversată, că a intrat în proces și cu frații Capșa, pentru că nu era mulțumită de chiria convenită. A durat niște ani de zile procesul, se pare că a fost inclusiv o ședință la tribunal, când asta a folosit un vocabular foarte neobișnuit pentru epoca aia. Și în cele din urmă, frații s-au gândit să vină în Casa Slătineanu. Deci s-au mutat în localul unde ne găsim și noi acum. Și aici au început treptat să dezvolte, au început cu cofetăria propriu-zisă. Asta se întâmplă la 1868. Se întoarce și Grigore de la Paris și treptat Grigore devine figura centrală a afacerii. A trăit până în 1902 Grigore Capșa, timp în care a extins afacerea cofetăriei, unde continua fabricarea de prăjituri, să vede până astăzi ce diversitate, dacă nu astăzi ne par diverse lor din epoca aia, îi se părea paradis și nimic altceva.
Și treptat pe lângă asta deschide întâi restaurant și după aceea face și hotel. Deci este o afacere all-round, ca să zicem așa. Prin ce se remarca cei de la Casa Cap și a lăsat la o parte produsele noi pe care le aduseseră pe piață? Se remarcă în primul rând pentru grija față de ambalaj. Ei sunt între primii care se gândesc că, băi, nu contează numai produsul, ci și maniera în care alegi să-l vii și să-l prezinți. Drept urmare, să caută cutii cât mai interesante în care să fie împachetate astea și să caută forme mai inedite. Sunt primii care aduc ouă de ciocolată goale pe dinăuntru, deci precursoarele ouălor Kinder de astăzi. Coșulețe de fel când trimiteau acasă, la un moment dat au ajuns pe o temă de asta, furnizorii Casei Regale, tocmai pentru că realizau niște cutii splendide, la un moment dat astea erau păstrate de casete de bijuterii de către familii, că mai din societatea a doua, există chiar o relatare a unui istoric bucureștean, Nicolae Vătămanu, care spune că întâlnește acasă la o mătușă de-a lui o cutie din asta primită de la un tânăr care o curtase pe doamnă la începutul secolului. Și o cutie foarte frumoasă, căptușită cu mătase, adică erau niște opere de artă în sine, ambalajele propriu-zise de la Casa Capșa. E atent la publicitate și reușește să-și facă bun nume și mai are o treabă, știe foarte bine să lucreze cu oamenii, inclusiv cu personalul lui. Personalul lui începe prin a fi personal din Franța, erau francezi chelnerii de la Capșa. Erau instruiți de către patron să aibă o manieră foarte discretă de a-i da afară pe toți aia care n-aveau maniera bună pentru cap, așa că trebuie să te asiguri că-ți păstrești ambientul. Că dacă intră oricine are bani, dar nu a bani, după aia ușor-ușor să cam strică mediul de la Capșa și chelnerii ăștia erau instruiți să îți facă vânt discret în momentul în care se vedea că, deși poate îți permiți consumația, nu ești de pe acolo. Treptat, după aia au început să investească în oameni, respectiv să trimită români la studii în Franța, să studieze arta ospătăriei. Capșa îți plătea tot în ceea ce privește studiile și avea o singură condiție: lucrezi de el, dar dacă pleci, nu te mai întorci. Deci odată ce plecai din Casa Capșa, nu te mai întorceai acolo. Omul a fost un perfecționist, asta e limpede, și a ținut foarte mult la ștaiful casei lui. Chestia asta se pare că i-a și atras, cel puțin în egală măsură, pe lângă calitatea și noutatea produselor propuzise, i-a atras o mare faimă. Restaurantul a cunoscut de asemenea o creștere substanțială. La un moment dat, aproape că nu era eveniment în care să fie implicată Casa Regală a României să nu fie asigurată consumația de către Capșa. Marile jubilee din viața familiei regale, marile evenimente, totul avea consumația asigurată de către Capșa. La momentul sărbătorilor era aproape inimaginabil ce cozi puteau să fie pe aici și ce curgeau comenzile legate de aprovizionarea cu cozonaci și cu fel de preparate pentru marile familii bucureștene. Nu că n-ar fi avut concurență de altfel. Asta de precursorul Giovanni, undeva pe unde, vis-a-vis de vechiul Teatrul Național, se mai găsea o cofetărie care putea să-i concureze serios, Casa Riegler, George Riegler, pentru că el avea fabrică de ciocolată în spate și asta era doar punctul de desfacere. Capșa n-avea fabrică propriu-zis, avea laborator, într-adevăr, doar că ăsta era un mic industriaș și totuși Capșa reușește să se mențină în piața respectivă. Pe lângă toată clientela asta, ce au câștigat cei de la Capșa a fost, pardon, pe lângă personal, ce au câștigat foarte semnificativ a fost o clientelă celebră, deci vorbim de toți oamenii importanța epocii care veneau la Capșa. Ce asigura o clientelă de mari boieri, păi asigura o consumație fabuloasă, pentru că îți veneau mari moșieri, oameni care se îmbrăcau de o anumită manieră, cu pantalon pepit, cu joben, cu frac, cu guler înalt, cu lavaliere, oameni care își permiteau, la un moment dat, dacă voiau să bea niște vinuri alese, nu se uitau la bani, oameni care jucau în incinta localului tău și automat îți creșteau faimă o chestie asta, oameni care discutau politică în incinta localului tău și automat deveneai foarte interesant și pentru ziariști în ceea ce privește evenimentele. Și rubrica mondenă la noi o începe acest Ulise de Marsiac, care a locuit un pic mai sus în Casa Bosel și care venea la Capșa ca să prindă noutățile, mai ales că pentru el era foarte simplu că se vorbea în majoritar în franțuzește de către toată lumea, că franceza era voga momentului. Și după aceea continuă rubrica asta mondenă un ziarist foarte interesant, Mișu Văcărescu pe numele lui, dar cunoscut sub pseudonimul de Claymore, cel care ține rubrica mondenă Carnet du High Life în L'Independance Rumen, ceea ce era cumva almanacul societății celebre, nu puteai să nu fii în
cronica lui Văcărescu și toată lumea stătea cu urechile ciulite. Era un soi de critic de modă, să spunem așa, că dacă te critica Mișu Văcărescu în chestiile alea, însemna că n-ai gust. Treburi de ale... Da, dar păstrând proporțiile, că ăsta era din familie nobiliară și se pare că avea gusturi reale în materie de modă și de... Eu nu comentez eu pe Iulia Albu, nu știu despre ce e vorba, dar... Nimic de am înțeles. Așa, deci era o întreagă societate și, bineînțeles, că s-a lipit la chestia asta și boema literară, în măsura în care, trebuie să subliniem chestia asta, își permiteau să facă față unei mese la cap, așa că era justificat, pe de-o parte, fiind localul de top din București, prețurile veneau cumva pe măsură. O consumație la Capșa nu era pentru oricine. Chiar la un moment dat se spunea că la mesele scriitorilor se vorbea mult, se consuma puțin. Că atâta îți permiteai. Și a ajuns totodată și o zicală în epocă, la Capșa, unde vin toți seniorii, local cu două mari despărțituri, într-una se mănâncă prăjituri, într-alta se mănâncă scriitorii. Pentru că era locul unde se făcea toată lupta literară, să-i spunem. Mai existau și vreo 3 separeuri, se pare, în partea de sus, unde se strângeau doamnele frumoase din București atunci când aveau câte o întâlnire. Deci aici s-a desfășurat o vreme destul de îndelungată, crema vieții bucureștene, de altă dată. Un prim moment de declin după moartea lui Grigore Capșa, în 1902, l-a constituit o ocupare a Bucureștiului de către puterile centrale, în primul război mondial, în 1916, când Capșa devine, din păcate, sediul comandamentului bulgar din București. Noi cu Bulgaria puseserăm o afacere nu prea fericită cu 3 ani în urmă, în 1913, când ne implicasem în al doilea război balcanic și le luasem în cadrilaterul, sudul Dobrogei. Ne-au păstrat o amintire destul de nașpa pe tema asta și, de urmare, când au venit, au făcut mai multe jafuri, inclusiv au încercat să fure moaștele Sfântului Dimitrie, cel nou de pe dealul Mitropoliei, iar aici, la Capșa, au dat un jaf generalizat în toată clădirea. I-au distrus Capșa, una dintre cele mai celebre pivnițe din București. Grigore Capșa a fost primul român care s-a dus cu vinurile românești la târguri din afară, la Bordeaux inclusiv, și a și câștigat niște medalii cu vinurile românești, dar totodată strânsese și o pivniță celebră pentru domnii aleși de la Capșa, cu fel de fel de Grand Cru-uri, care au fost vândute de către soldații bulgari din căruță la prețuri de nimic, la 3-4 lei, într-un Chateau Yquem, Chateau Lafite și alte vinuri din astea celebre. Se pare că nu și-a mai revenit niciodată pivnița lui Capșa de plin, de pe urma jaful ăsta generalizat. Localul, în schimb, s-a continuat și în interbelic, mai restrâns un pic, să zicem, față de perioada Marilor Boieri, pentru ca declinul lui final să vină odată cu naționalizarea din timpul perioadei comuniste, când s-a fost schimbat numele în restaurant București. E o treabă de care am mai vorbit, dar uite, în cazul casei Capșa este simptomatică. Cum să schimbi un nume care a făcut istorie, Capșa, și să-l numești București? Chestia asta se mai întâmplă și astăzi, până în anumite locuri, până în capitală. Din păcate, e regretabil lucrul ăsta, pentru că sunt mărci românești până la urmă. Sunt embleme ale dezvoltării orașului București. Asta, istoria casei Capșa se oprește odată cu naționalizarea din 1948, când localul este redenumit București. În prezent nu se mai află în posesia familiei Capșa, nu știu dacă mai există descendenței familiei Capșa. Este în posesiunea unor particulari. Nu știu să spun altceva despre ei decât că restaurarea pe care au făcut-o este într-adevăr una de bun gust. S-a respectat vechiul aspect al localului. Se văd în continuare coloanele astea de porfir, care cumva constituia una dintre emblemele localului și care sunt menționate și de către ale principesei Alexandrina Ghica, niște memorii care au peste 100 de ani vechime. Putem să mai vedem pe deasupra ușilor care separă cele două saloane, deasupra documente istorice din istoria casei Capșa. Dacă ne uităm de la stânga la dreapta, 1, 2, 3, 4, îl vedem pe Grigore Capșa împreună cu personalul casei sale. Grigore Capșa, altfel un tip, la asemenea lui Constantin Tănase, inovator și foarte în pas cu tehnologia. A fost unul dintre primii abonați ai societății de telefoane din București și a tras linie telefonică către casa lui din Chiselev și totodată unul dintre primii abonați la societatea de gaz și petrol Lampant. A băgat iluminare cu gaz, ceea ce constituia totuși un avantaj, că nu a fumat una în halul în care o făceau lumânările respectivele instalații. Iar ultima renovare a casei Capșa, adică forma arhitectonică de astăzi, în timpul lui se face. Deci în jurul anilor 1900.
cam așa despre istoria casei Capșa și istoria casei Slătineanu. Ce am uitat să spunem, dar are legătură, pentru că hai să mai te țin un pic la cald. Că dacă ne permite geamul, în felul ăsta putem să extindem povestirea și vis-a-vis. Am vorbit de Curtea Domnească. Ei, Curtea Domnească, am uitat să spun ce fusese ea mai înainte, că nu vreau să risc așa blănic că era o curte domnească. Deci, unde stăm noi în Capșa, am stat în casa vornicului Slătineanu de pe vremuri. Lipită cu casa asta în partea cealaltă, lipită în sensul vechi boieresc, adică nu casă în casă, nu o să putea așa ceva, dar curte în curte, da, să zicem, erau casele marelui bandu Mitrache Ghica, deci vechea curte domnească este ridicată pe proprietatea a ghiculeștilor, vis-a-vis, unde vedem hotelul Capitol, fost Luvru, era proprietatea crețuleștilor, aici era casa lor istorică. Și vis-a-vis era una dintre proprietățile ghiculeștilor. Banul ăsta de Mitrache Ghica este considerat de genealogiști strămoșul tuturor ghiculeștilor din țara românească. Deci el dă ramurile familiei Ghica, cu, inclusiv cu cei doi domnitori din perioada secolului XIX, Grigore IV Ghica și Alexandru al II-lea Ghica. Cel care dă între altele denumirea Alexandrei din Telorman. Că n-a făcut-o Alexandru cel Mare, a făcut-o altcineva la noi. Așa. Banul ăsta moare la 1808, când casele lui deja urmau să înainte de să devină casele lui curte domnească, și este mormântat vis-a-vis de noi. Deci dacă am fi trecut acum 200 de ani pe aici, i-am fi găsit mormântul. Mormântul care era prezentat ca un soi de mare sarcofag susținut de patru coloane și care era pus în drum, pentru că era pe lângă proprietatea lui. Și de ce s-ar fi găsit aici mormântul? Pentru că pe locul unde vedem în prezent Cercul Militar Național se găsea una dintre cele mai mari mănăstiri din București, mănăstirea de la Sărindar, care a fost demolată în 1896. Denumirea asta de Sărindar e o denumire care a suscitat destule controverse. Saranta în greacă înseamnă 40. Și mulți consideră, dar se pare că greșit, că ar fi cea de-a 40-a ctitorie a lui Matei Basarab. Matei Basarab este echivalentul lui Ștefan cel Mare în țara românească. Este cel mai mare ctitor de lăcașuri bisericești. Mănăstirea asta este atestată din secolul XVI, deci cu 100 de ani înaintea domniei lui Matei Basarab. Ceea ce este valabil despre Matei Basarab este că are făcut biserica și că biserica în ultima ei formă până în secolul XIX îi se datora lui Matei Basarab. În schimb, titoria este mai veche și cel mai probabil, asta înclin eu să cred, numirea de Saranta vine de la vechiul hram, pentru că cel mai probabil la hramul celor 40 de mucenici, când ne facem toți pulbere pe 9 martie. Și de asta purta denumirea asta de Sărindar. Îmi spuneam, mai ales de după refacerea de către Matei Basarab, era unul dintre cele mai mari biserici din București, avea 3 nave, deci avea 3 corpuri, nu era gândită într-un singur corp, ci în 3. O capacitate mare așadar de a primi oameni și totodată era și asta înconjurată de chilii care aveau o întrebuințare mai interesantă în vechiul peisaj bucureștean, respectiv erau azil pentru zmintiți, că noi până în secolul XIX n-am știut, nu doar noi, majoritatea lumii n-a știut ce să ia nebuni și de fiecare dată dacă suferai de o boală psihică, se considera de fapt că ai duh necurat. Adică că ești îndrăcit pentru că nu te comportai ca majoritatea oamenilor și, drept urmare, erai trimis la mănăstire ca să ți se facă rugăciuni să te cureți de duhurile necurate. Astăzi, din fericire, s-a produs o inversare. În Biserica Romano-Catolică, că la noi nu există un ordin al exorciștilor, dar la ei există, una dintre primele chestii pe care sunt învățați exorciștii sunt a se elimina din prima fază orice cauză psihică ar putea să determine comportamentul respectiv. Nu se purta chestia asta acum niște sute de ani și săracii își petreceau vremea închiși în chiriile de la Sărindar, asta dacă nu erau cumva prinși direct în butuc. Prinderea în butuc, adică se băgau capul și mâinile printr-o scândură de fier cu scobituri ca să se asigure că nu pleacă băieții nicăieri. Și uneori, dacă erai mai locvace în nebunia ta, mai luai și o cinstită bătaie din când în când ca să te liniștești. Uneori, domnitorii mai profitau de statutul ăsta ca să mai trimită și niște persoane indezirabile, care altfel erau perfect normale în ceea ce privește creierașul. Astfel e cunoscut un Hrisov al lui Constantin Moruții, care trimite aici un stareț de mănăstire care le nervase cu niște jalbe. Deci să stea acolo să se liniștească o vreme, pentru că se pare că știi, s-au tulburat mințile, atâta se putea înțelege pe vremea aia. Treaba asta durează până când se ridică sanatorul de la Mărcuța, unde a fost internat și Eminescu, și se transferă bolnavii mental din buricul țării de pe Calea Victoriei. Problema pe care o suferă Sărindarul ca și alte mănăstiri bucureștene este reprezentată de secularizarea averilor mănăstirești din 1864, când li se iau proprietățile.
drept urmare, biserica e din ce în ce mai greu de întreținut, se dărăpânează și în cele din urmă, la 1896, este nevoie să fie demolată. Câteva alte particularități legate de Sărindar, că tot am spus povestea lui Iancu Tătărișanu și a celor două neveste ale sale, și spuneam că au venit cel mai probabil la icoana Făcătoare de Minuni de la Sărindar. Aici exista o icoană a Maicii Domnului de mari dimensiuni, îmbrăcată în argint poleit cu aur și bătută cu diamante, deci era o treabă și prețioasă din punct de vedere artistic, care era considerată Făcătoare de Minuni, nu numai că se venea la ea, dar în momentul când unul din mari boieri cădea la pat, se putea pleca starețul mănăstirii, de regulă putea să fie chiar un episcop aici, care pleca cu icoana asta în caleașcă și se ducea la căpătâiul bolnavului. Gurile rele spun că dacă bolnavul era mai de rang inferior, pleca un călugăraș cu o copie mai mică a icoanei pe jos. Efectul placebo, efectul e același. Așa? Icoana asta se pare că a dispărut fără urmă, majoritatea înclinând să creadă că ultimul stareț grec, adică ultimul stareț din perioada mănăstirilor închinate, ar fi sustras-o și ar fi dus-o la Constantinopol, unde i s-a pierdut urma. Dacă o mai fi până astăzi, Dumnezeu știe. Toată lumea se gândește la Constantinopol, la sabia lui Ștefan cel Mare, dar e bine de știu că mai sunt și alte relicve românești, că de exemplu la Muzeul lor de Arhitectură se păstrează o metopă, o bucată din Adam Clisi, care a ajuns pe acolo, a descoperit-o Grigore Tocilescu în grădina unui pașă turc și măcar a pus-o în muzeu. Băi, voi știți ce asta? Puneți-o la muzeu. Așa, dar uite că au mai luat și alte lucruri pe la Istanbulului, s-au pierdut între timp și tot aici era cunoscută ca biserica de casa Ghiculeștilor, deci drept urmare era biserică domnească în perioada când ăștia au ținut domnia, avea un cor foarte bun într-adevăr, ghiculeștii se botezau, se cununeau, se mormântau aici ca dovadă banul Dumitrache Ghica și tot aici a trăit unul din marii psalți români de altă dată, o personalitate complet enigmatică în sensul că nu avem surse despre el, a rămas numai o cântare, îl chema preotul Ioniță Năpârcă, ciudat nume pentru un preot, că Năpârcă înseamnă viperă, așa. Care a lăsat un axion, o cântare bisericească, considerat până astăzi un soi de piatră de încercare. Dacă îl cânti pe la bine, fericită știi muzică bisericească, pentru că e foarte complicat. Așa și tot așa venea Alexandru Ghica, de exemplu, să-i citească părintele acest dascăl Ioniță molifte de dezlegare. Se demolează Biserica Sărindarului. În fața ei se găsea un loc destul de mlăștinos, o baltă. Cu timpul se constituise un soi de maidan, pe aici mai se strângeau circuri în perioada secolului XIX, veneau circuri itinerante care își făceau la un moment dat sala de spectacole pe aici. Cât de sigur erau lucrurile astea, o dovedește faptul că mai multe circuri au luat foc, pe unul a căzut scena și a murit o persoană, a fost rănit inclusiv Alexandru Marghiloman, care era prezent la un spectacol de circ. Și ori în zona asta, ori mai aproape un pic de Cismigiu, pentru că toată zona până la Cismigiu era un mare maidan, acum vreo 200 și ceva de ani, între noi fie vorba și primăria orașului, e construită pe un vechi maidan, maidanul lui Duca. Tot așa vine un circ, îmi scapă numele lui, unde, luând foc, cineva, ori deliberat, ori Dumnezeu știe cum, s-a deschis menageria. Eu înclin să cred că a fost deliberat ca să scape animalele, doar că animalele au scăpat până în oraș. Și drept urmare s-au trezit oameni cu tigri și cu lei în Cismigiu. Bun venit în parc, iar cei de la Biserica Sfântului Gorgan, care există până astăzi, este biserica amplasată pe un gorgan, pe o colină, au putut să vadă credincioșii cum un elefant urca agale pe dealul bisericii, încercând să se ascundă cumva. Da, da, da. Adică a fost un loc care a realizat și niște evenimente astea mai mondene pentru București. Balta asta, care e o expresie fanariotă, care la fel mie îmi place mult, mă lipsește aerul. Pentru că se strângeau fel de fel de mizerii și plus că erau o pepinieră minunată pentru țânțari, care la vremea aia răspundeau malarie. Soția cu doctorului Davila, Ana Davila, suferea de malarie și pe tratamentul ăsta a și murit săraca, că unul în loc să-i dea chinină, i-a dat strignină. A fost în cele din urmă asanată la sfârșitul secolului XIX și este meritul domnului pe care l-am întâlnit în turul trecut, generalul Vasile Zotu, cel care s-a sinucis în casa de la colț Golescu cu Cea Rosetti, și el a comandat asanarea locului și a făcut prima fântână arteziană care încă se păstrează în București, respectiv cea care se păstrează până astăzi și în felul ăsta conservă și numele vechii biserici, că se cheamă Sărindar până astăzi. Cel mai probabil de asta nu putem să vedem amplasamentul, pentru că au fost puse niște schele și niște garduri. În schimb, pe locul rămas de pe urma Sărindarului, răsare una dintre clădirile simbol ale domniei lui Carol I. Carol I are o strategie de modernizare a orașului
două, ăștia care aveau mai multă carte l-au comparat cu Augustus. Octavianus Augustus a găsit un oraș de chirpici și a lăsat unul de marmură. E, așa se spune că despre Carol I, că a găsit un sat mare și a lăsat un oraș european. Eu mă zic, mai grăitoare, anecdota păstrată în scrierile unui memorialist bucureștean, care spune că un om din Săcele, deci mai departe de București, lucrase în tinerețea lui ca băiat de prăvălie pe aici. Pleacă prin 1850-60 înapoi și este adus, de data asta, de nepot, deci bunic fiind, om în etate, este adus să vadă marele jubileu al regelui Carol din, nu era ăla de 40 de ani, cred că de 30 de ani, deci prin 1896, și îl ceartă pe nepot că a greșit drumul și în loc să meargă la București, l-a dus la Viena. Pentru că nu mai recunoaște orașul. În momentul când ajunge în centru, vede o atâtea clădiri noi și așa un stil impozant, încât crede pe bună dreptate că nu se mai găsește în București. Eu zic că asta e grăitoare așa pentru domnia lui Carol. Oricând ne plăcea la interior, e momentul să revenim pe stradă. Vorbeam despre domnia lui Carol I, că probabil principala ei trăsătură în planul urbanismului este reprezentată de edificarea unor clădiri simbol. Carol I fondează anumite instituții în punct de vedere administrativ și le dă și anumite sedii care să arate cumva caracterul european al Bucureștiului, și în cazul ăsta este vorba de clădirea cercului militar, care a fost ridicată pe ruinele, pe fostul loc al mănăstirii de la Sărindar, începând cu anul 1896, un colectiv de arhitecți coordonați de către Dimitrie Maimarolu. Stilul se vede că este... Am făcut mizerie pe jos. Opa! Ți-au scăpat ăștia. Da, așa? Stilul clădirii, mi-a plăcut foarte mult expresia, a căzut niște bani. Stilul clădirii se vede că are anumite influențe eclectice, nu este chiar neoclasic pur. Principalele elemente decorative, ceea ce resare în ochi, să zicem, sunt cei doi vulturi de pe laturi, vulturi care au făcut de către un străin stabilit în România. Este vorba de către de sculptorul de origine cehă, Ioan Schmidt, cel pe care principele moștenitor, viitorul Carol al II-lea, l-a botezat Faur, traducându-i propriu-zis numele, și om a fost suficient de inteligent încât să-l adopte ca atare. El este cel care se ocupă cu decorarea clădirii. Clădirea a fost finalizată abia după primul război mondial, era gata la roșu în momentul izbucnirii primului război mondial, în momentul intrării României în primul război mondial, și ulterior, în perioada interbelică, în anii 20, a fost inaugurată în prezența regelui Ferdinand I. Armata, cea care deține până în prezent clădirea de față, este, a căutat la momentul acela să sublinieze caracterul ei apolitic prin faptul că niciun membru de partid politic nu a fost invitat la inaugurarea propriu-zisă, cu o singură excepție, cea a ministrului de război, care era în funcție la vremea respectivă și care cumva trebuia să fie invitat. Interiorul clădirii este pe măsura decorației exterioare, are mai multe săli tematice, sală bizantină, sală norvegiană. Din fericire, mai poate fi folosită până astăzi pentru ceremonii, dar și pentru evenimente private. Este foarte la modă în ceea ce privește ceremoniile de absolvire a liceului, din câte am văzut eu prin social media. Și rămâne până în prezent una dintre clădirile simbol ale Bucureștiului și cu siguranță una dintre simbolurile domniei lui Carol I. A existat și un bar undeva la subsol, și pe locul barului se pare că era cam pe locul altarului mănăstirii Sărindar, și totodată în incinta aia a funcționat primul bar complet automatizat din București, deci numai cu tonomate. Așa, care, cum spuneam, n-au prins grozav pentru publicul bucureștean de atunci, că erau încă dornici de interacțiune. Dacă mă întreb pe mine, și astăzi ar fi nevoie de mai multă interacțiune, dar, mă rog, alte discuții. În schimb, străduța pe care o vedem coborând pe lângă clădirea cercului militar este străduța care a reprezentat în perioada interbelic centrul presei bucureștene. Poartă numele, de altfel, una dintre cei mai mari ziariști pe care i-a cunoscut România, Constantin Mile. Constantin Mile, cel care a ridicat palatul pe care îl vedem în capătul străzii, Palatul Universul, Universul fiind cotidianul cu cel mai mare tiraj din perioada interbelică. Nu este fondat de Constantin Mile, Universul a fost fondat, sper să nu fac eu confuzii, de către un italian stabilit la București. Este vorba de Luigi Cațavilan, de care cred că am mai vorbit în turul trecut.
Acum eu am vorbit multe cu multe și la un dat e posibil să le încurc. Așa, dar Luigi Cațavilla a venit în România în calitate de corespondent de război, când intrăm noi în război cu Imperiul Otoman, rămâne aici, fondează ziarul ăsta, care ulterior este preluat de Constantin Mile și dimensiunile tipografiei fiind apreciabile, este nevoie de un asemenea palat. Experiența redacțională pe care a cunoscut-o Eminescu și pe care au cunoscut-o și alte generații de la el până în perioada interbelică este redată destul de mișcător de către un fost ziarist bucureștean, Costache sau Constantin Costco se numește el. Are o carte foarte simpatică, Pe când era bunica fată se cheamă, în care povestește viața destul de grea dintr-o redacție de ziar, unde lefurile veneau și rar și uneori mai mici decât ți fusese promis, pentru că depindeau o mare parte de ridicarea abonamentelor. Dacă abonații nu plăteau, nu aveai de unde să plătești, sau mă rog, se făceau patronii că n-au de unde să plătească angajații. Uneori se pare că erau trimiși direct la abonați să le ceară ăstora banii pe abonament și în felul ăsta să-și poată plăti leafa, că la un moment dat și condițiile de cazare nu erau cele mai bune, mureau de frig pe perioada iernii și de-aia s-a ajuns să se folosească mascat ideea, să ai o idee însemna să tragi o țuică, pentru că era folosită pe post de inspirație, de fapt era folosită ca să nu mai simți frigul, propriu-zis. Și pe străduța asta unde funcționau redacțiile și tipografiile pentru principalele ziare bucureștene, se puteau vedea exact ca în filmele americane pe la ora 4, ieșind băieții cu ziarul încă umed pe mână, cu cerneală tipografică și țipând titlurile noii ediții. În momentul respectiv era locul unde se dădea ora exactă pentru presă, bineînțeles până în perioada comunistă. Comuniștii au transferat centrul de greutate al presei în Piața Presei Libere la Casa Scânteii, o altă clădire necercetată în București, dimensiunile ei sunt imense, o să mergem poate și acolo să vedem mai îndeaproape. Și în felul ăsta se deplasează cumva centrul de greutate. Altfel și aici zona mondenă cu celebru teatru de vară de altă dată, care am văzut că este restaurat, acum nu știu ce statut are exact, este grădina Alhambra din zona respectivă. Și uite, am uitat să menționăm că Bucureștiul are o istorie mult mai diversă decât ar putea să creadă unii și unele chestii ne scapă, dar pe strada Demn Dobrescu, pe unde am venit, în spatele Bibliotecii Centrale Universitare, a fost una dintre cele mai celebre grădini de vară din București de altă dată, Unionul. Unionul este dispărut de multă vreme, dar din fericire l-a făcut nemuritor Caragiale în piesa O noapte furtunoasă cu hainene la Union. Dar ce să mergem noi la comediile alea germane unde nu înțelegi nimic? Mai bine scoți banii dintr-un buzunar și bagi în altul și zici că te-ai dus. Nene, să n-ai parte de mine și de Veta dacă nu mergem. Și în cazul ăla, onorul l-a pus pe jupându Mitrache să se ducă. În felul ăsta, să zicem așa, că s-a desfășurat istoria într-o noapte furtunoasă și în felul ăsta a rămas Unionul în memoria bucureștenilor. Bucureștiul, de altfel, sat, oraș gândit ca o mare sat, de fapt, ca o mare grădină, abunda în asemenea grădini de vară și noi ne îndreptăm acum spre locul unde se găsea o alta. Am intrat pe strada Edgar Quinet. Edgar Quinet este o personalitate de origine franceză care a fost profesor mai multor revoluționari români și, în general, un tip favorabil României. E celebru bancu milițienii din perioada comunistă care găsesc noaptea un cadavru pe strada Edgar Quinet și trebuie să facă procesul verbal să constate decesul și ajung la numele străzii și zic că, auzi bă, hai să-l tragem pe Academie, că pe aia știm să o scriem. Așa. Mai înainte s-a numit Strada Nouă, pentru că a fost trasată după perioada fanariotă, deci pe la 1860 este trasată strada asta, altfel ansamblu arăta mult diferit în perioada dinainte. Pe partea dreaptă, vedem, este o clădire din perioada interbelică, nu știu să spun foarte multe despre ea, dar dacă te uiți atent la parterul clădirii, se văd ca niște socluri. Observi? Erau de fapt niște cariatide și tu te uiți doar la partea lor inferioară, pentru că aveau sânii goi și o legendă spune că Anna Pauker a fost deranjată de aspectul ăsta și a ordonat raderea cariatidelor de la brâu în sus, ca să zic așa. Asta este o clădire din perioada interbelică. Mai înainte, deci strada asta apare cam deodată cu Palatul Universității, despre care o să vorbim imediat, și de-aia se numește inițial Strada Nouă. Pe undeva pe strada asta, aproape imposibil de localizat precis, își deschide frizeria o nemțoaică, Madame Kranz.
Madame Kranz, care evident care angajează români, ține frizerie cu mușterii destul de buni, între care vine pe la sfârșitul vieții sale și Mihai Eminescu. Mihai Eminescu, care se tunde la frizerul lui Dumitrache Cosmănescu. Eminescu era în perioada de declin, în ceea ce fizic vorbind, și intrase cumva și în depresie. Este considerat că operele sale nu mai au valoare. Omul era foarte modest și și aștepta liniștit rândul să fie tuns și în perioada cât aștepta mai scria câte o poezie, pe câte un petec de hârtie, pe care, considerând-o slabă, i-o lăsa lui Cosmănescu. Și ăsta se pare că a cucerit-o pe nevastă sa cu poezii făcute de domnul Mihai și a păstrat poeziile. Acum, o fi legendă, nu o fi legendă, nu știu să confirm, este consemnat de un memorialist al Bucureștilor, Tudor Ștefănescu, treaba asta, că și-a păstrat poeziile astea lui Eminescu în casa lui de pe Berzei, care a fost distrusă tot la bombardamentele din 44, aparent dispărând odată cu ea și poeziile astea originale ale lui Eminescu. Și tot așa, o legendă spune că a fost ultima persoană, sau printre ultimele persoane, care l-au văzut în viață pe Eminescu, că s-a dus să-l tundă la sanatoriul de pe strada Plantelor, la sanatoriul Caritate al doctorului Suțu, chiar în momentul în care nebunul ăla Petrache Poenaru l-a lovit cu piatra în tâmplă, că se pare că l-a lovit și pe Cosmănescu cu o piatră și Cosmănescu de asta a aflat după de moartea domnului Mihai, pentru că a zăcut la pat până și-a revenit de pe urma loviturii. Că o fi fost sau nu o fi fost adevărat, destul de dificil de spus. E, în schimb, aici, pe undeva, am fi intrat într-o altă grădină celebră de vara a Bucureștiului de altă dată. Era vorba de data asta de grădina Rașca. Rașca este un nume inventat de bucureșteni, pentru că patronul grădinii era un ceh, în numele căruia intrau 7 consoane, Hârcica. Și pentru că bucureșteanul, nici treaz, dar bare minte beat, mai nu putea să pronunțe numele ăsta, l-a botezat frumos Rașca. Nu era o grădină foarte mare, dar era centrală și atunci avea și clientelă pe măsură. Și cei care o frecventau se puteau delecta cu o firmă foarte interesantă făcută din 2 sori de sticlă flancați de 2 palmieri multicolor care aparent să mai și aprindeau sorii aia și atunci făceau destulă senzație. Puteau să joace biliard, să servească bere și puteau să asculte fel de fel de orchestre în perioada cât era vreme frumoasă. Asta până când este expropriată clădirea și pe ea se ridică clădirea Institutului de Arhitectură Ion Mincu. Clădirea veche este în partea opusă, asta este ridicată ulterior. Și acum nu avem cum să trecem pe lângă Palatul Universității fără să vorbim de el. Aici este locul unde a fost așezată încă de la înființarea ei Universitatea din București la mijlocul secolului XIX. Cel care s-a ocupat de construcția originală, s-a extins treptat clădirea, a fost primul nostru arhitect cu studii în străinătate. Este vorba de Alexandru Orăscu, provenea dintr-o familie de mici boiernași. Este fiul serdarului Hristea Orăscu. Locul unde s-a născut el nu se mai găsește astăzi, fiindcă e îngropat sub Palatul Parlamentului. Acolo se găsea strada Alexandru Orăscu, fiindcă acolo fusese locuința lui, pe lângă mănăstirea Mihai Vodă. În schimb, omul ăsta ajunge student la Sfântul Sava și unde este remarcat de către Petrache Poenaru, care era directorul liceului la vremea respectivă și care îl recomandă să fie ajutor pentru lângă arhitectul șef al orașului București. Arhitectul șef, eu din câte știu, era Villacros la vremea aia, posibil, remarcă la rândul lui talentul băiatului ăsta și atunci exista un trend care a favorizat toată treaba asta, respectiv rușii din perioada regulamentelor organice doreau occidentalizarea aspectului Bucureștiului, care arăta ca un târg oriental. Și drept urmare căutau să se realizeze construcții noile stiluri arhitecturii, stilurile caracteristice Europei Occidentale, numai că noi nu aveam meseriași pentru așa ceva. Și atunci politia, primăria adică, se hotărăște să aloce niște burse studenților, culmea, studenți meritoși care să meargă în Occident să studieze arhitectura, între care este și acest Orăscu, care trebuia să ajungă la Berlin, dar a ajuns la München, a învățat arhitectură și a învățat totodată și geometrie descriptivă ca să poată să realizeze planuri pentru oraș. Și lui aparține unul dintre planurile cele mai detaliate pentru vremea aia al orașului București. Revenit în țară, a avut și funcții politice, a fost inclusiv rector al Universității din București, membru de lojă masonică, dar a avut niște contribuții importante în peisajul bucureștean, între care și acest palat al universității. Din păcate, aspectul inițial nu s-a păstrat în mare parte, pentru că a fost la rândul lui victima bombardamentului, data asta nu naziste, nu hitleriste, ci a fost victima bombardamentelor aviației anglo-americane
în aprilie 1944, când ăștia aparent au greșit, n-au nimerit Valea Prahovei și au bombardat Bucureștiul. Nu a fost distrus în totalitate, evident, dar cu probleme mai ales în ceea ce privește fațada, deci latura dinspre Bulevardul Elisabeta, care arăta cu totul altfel, reproducea frontonul unui templu antic și fusese realizată de Carl Storck. Bucăți din ce s-au mai păstrat din această fațadă se găsesc până astăzi în lapidariu de la Casa Cesianu, de la Casa... nu Cesianu, pardon. Este Casa Memorială Frederic Cețilea Cuțescu. Am vrut să zic, Frederic Cețilea Cuțescu Storck. Acolo, la Cesianu, există un alt lapidariu, dar nu sunt bucăți de universitate. Așa. Aici au fost adăpostite de-a lungul timpului mai multe instituții, pentru că a fost una dintre primele clădiri de mari dimensiuni construite în București. Respectiv, a funcționat Academia Română, că tot vorbeam că am plecat de acolo cu turul în perioada ei inițială, până când chiar Orăscu cere chestia asta, spune, domnule, n-am loc să cazez facultățile, că până localul universității stau alte instituții. Vă rog frumos, găsiți loc și pentru instituțiile alea. Nu era un gest mârlănesc, omul nu încerca să dea afară niște instituții de cultură, dar încerca să respecte scopul inițial al clădirii. Așa, și totodată aici a funcționat la începuturi Muzeul de Antichități din România, care ulterior a dat Institutul de Arheologie Vasile Pârvan. Ei bine, tot aici, în fața Palatului Universității, și chiar să mergem către fața lui, au avut loc și principalele manifestări publice. Deci pe lângă piața Palatului, cam pe aici își mai concentra viața noastră politică și studențească energiile, respectiv principală sărbătorirea independenței, de exemplu, a avut loc aici. Proclamarea lui Carol I ca rege, ceremoniile oficiale au avut loc aici, dar tot aici aveau loc și principalele manifestări studențești. Adică în momentul când studenții voiau să intre în grevă, și vorbim iar de acea grevă a studenților de la drept, din perioada interbelică, în momentul când tot mediul universitar s-a solidarizat cu ei, 3.000 de studenți s-au strâns în fața universității și au vrut să meargă asupra Palatului Regal, fiind oprit de trupele de jandarmi și de poliție, comandante de un infam prefect de poliție, Gavrilă Marinescu, cel din timpul lui Carol al II-lea, au fost oprite la cercul militar de un baraj al forțelor de ordine. Ăsta, comandantul, a ajuns să fie gherăit de o studentă care a ajuns în pieptul lui. Au reușit cumva să-i împingă, dar au chemat și pompierii în ajutor. S-au dus în jos studenții și acolo au avut loc o altă luptă cu pompierii, povestind că nu o să ajungem acolo, că e interesant așa aia. Lăsăm spoilere. Așa. Lucrurile s-au desfășurat aici, dar locul ăsta are istorie mult mai veche, pentru că am ajuns la originea numelui pentru strada Academiei. Dacă am fi trecut pe aici până la 1850, în stânga noastră, unde vedem acum statuile, cel mai probabil pe locul celei de-a treia statui se găsea centrul, deci pe locul statuii lui Gheorghe Lazar, am fi văzut mănăstirea de la Sfântul Sava, locul unde a fost sediul primei academii din țara românească. Acum, mănăstirea în sine n-a avut vreo legătură organică cu Academia propriu-zisă. Ea era o ctitorie închinată unui sfânt de origine palestiniană, Sfântul Sava cel Sfințit. Există o mare lavră până astăzi în teritoriul statului Israel, închinată acestui sfânt. Culmea, o coincidență istorică face ca atât Academia de la București cât și de la ea să fie sub același nume de Sfântul Sava. Era o mănăstire la ea și tot închinată Sfântului Sava. Această academie, în timpul lui Constantin Brâncoveanu, au fost dezvoltat în chiliile din prejurul bisericii, s-a creat o școală unde au fost chemați mari dascăl din spațiu ortodox, pentru că în Imperiul Otoman era destul de greu să organizeze o astfel de școală. Mari învățați greci, mai ales că Brâncoveanu era un om generos în ceea ce privește stipendierea oamenilor de cultură și a artiștilor, au venit la București și au început să le predea fiilor de boieri și nu numai, veneau studenți din tot spațiul balcanic, ba chiar sunt consemnate câteva cazuri de studenți care au venit de la Trebizonda, actualul Trabzon în răsăritul Turciei, care veneau să studieze aici. Și să menține această tradiție până pe la 1800 și ceva, are loc o mare restaurare în timpul, eu îl consider împreună cu Mavrocordat, cel mai luminat dintre fanarioți. Este vorba de Alexandru Ipsilanti, cel care realizează un nou local de școală de mari dimensiuni pe lângă Sfântul Sava, ordonă mutarea călugărilor la Văcărești, deci lichidează practic mănăstirea, păstrează biserica, dar nu mai lasă viețuitori, o lasă biserică de mir.
faci un mare local cu o bibliotecă celebră, cu sală de mese, cu brutărie proprie, pentru a putea să-i aprovizioneze pe elevii de la Sfântul Sava, și asta este perioada de apogeu, să spunem, a școlii. Din păcate, urmează o perioadă destul de agitată prin mai multe invazii rusești și un cutremur care afectează destul de puternic localul de la Sfântul Sava. Drept urmare, după perioada fanariotă, școala propriu-zisă se mută întâi la Domnița Bălașa, unde exista un alt local de școală. După aceea se mută, unde sper să terminăm, dacă timpul ne permite, turul de astăzi, la Cheiul Dâmboviței, unde sunt cele două blocuri ale societății agricola Foncirea de astăzi, unde se găsea metocul mitropoliei de la Măgureanu, și pentru ca în cele din urmă, păstrându-și denumirea, să devină Colegiul Național Sfântul Sava, care există și astăzi. Deci asta explică numele celui mai vechi liceu din punct de vedere istoric pe care îl cunoaște capitala. Ei bine, mănăstirea este demolată pe la 1850, nu inițial pentru a se face loc universității, ci pentru a se trage primul bulevard din București. Bulevardul ăsta, Elisabeta, pe tronsonul coprins între Universitate și Cismigiu, este cel mai vechi bulevard trasat vreodată prin București. Dacă în privința Căii Victoriei este prima stradă trasată sistematic, ăsta este primul bulevard. În momentul în care se realizează de către niște oameni cu viziune creșterea ce urmea să o cunoască orașul, și atunci se realizează și faptul că este nevoie să creeze niște axe centrale pentru circulație ca să nu se sufoce propriu-zis orașul. În felul ăsta dispare mănăstirea. Un fapt regretabil este că atunci când s-a săpat parcarea subterană prin 2010 la universitate, s-au găsit rămășițe ale mănăstirii, s-a găsit vechiul cimitir, că se înmormânta împrejurul bisericilor, și au fost zidite înapoi. Deci așa ne știm noi să ne păstrăm trecutul istoric. Regretabil lucru. În schimb, pentru că odată cu edificarea Palatului Universității, locul ăsta devenise, cum spuneam, sediu pentru principalele manifestări, a fost nevoie și o marcare simbolică. Prima statuie care a împodobit locul de la universitate este cea a lui Mihai Viteazul, domnitorul Unirii, cumva simbolic, prefigurând, arătând dorința elitei românești de realizarea statului național român, a fost făcută de un sculptor francez, Carrière Belleuse, s-a numit, și practic de acolo, de la picioarele calului, plecau principalele manifestații și acolo se țineau principalele evenimente și ulterior au fost alăturate, din păcate au fost rearanjate și nu-și respectă ordinea cronologică. Dacă ne uităm de la stânga la dreapta, vedem pe lângă Mihai Viteazu, primul din stânga este Heliade Rădulescu, la mijloc este Gheorghe Lazar și primul către noi este Spiru Haret. În mod normal, ordinea ar trebui să fie Gheorghe Lazar, Heliade Rădulescu, Spiru Haret, că așa vin în ordine cronologică. Ei sunt părinții învățământului din România. Gheorghe Lazar, acest ardelean de la Avrig, care a trecut munții cu niște desași de cărți, cu cai, venind în țara românească, și care a deschis pe timpul lui Carage, uite încă un lucru bun care s-a întâmplat pe vremea acestui fanariot, prima școală în limba română din București. N-a stat foarte mult aici, că s-a îmbolnăvit și a cerut să treacă înapoi și a murit în avrigul lui, unde ulterior un ziarist avea ocazia să constate cu stupoare și cu oroare totodată că un țăran din zona aprindea focul cu una din cărțile folosite de Gheorghe Lazar, tipărite de la Viena, că el habar n-avea ce are în casă. O fi fost adevărat, nu o fi fost adevărat, dar e posibil, cu siguranță. Cel de-al doilea, Ion Heliade Rădulescu, cum spuneam, primul președinte al Academiei Române, părintele societății filarmonice, este un titan în cultura română omul ăsta, și cel care a deținut prima tipografie privată, a locuit în strada Heliade între Vida, unde nu se mai păstrează mai nimic. Și se pare că a locuit acolo pentru că, fiind un mare admirator al lui Lazar, aia a fost ultima locuință, acolo stătea fratele lui Lazar în București, acolo a fost ultima locuință unde a stat Lazar în București, și Heliade i-a cerut tatălui lui să cumpere casa, ca să îi păstreze amintirea dascălului. Ulterior a tipărit primele manuale școlare, a fost un titan al culturii române sub toate aspectele, și mergând până la cel mai de succes ministru al educației pe care l-am avut noi vreodată, a românul Spiru Haret, cel care avea studii de astronomie la Paris, are un crater pe lună care îi poartă numele până astăzi, că el l-a descoperit și a dat o teză de doctorat în domeniul ăsta, dar care a venit la București, s-a remarcat prin, un moment să treacă sirena, activitatea lui de vreo 5 ani cu întreruperi, mandate de ministru al educației, timp în care prin reformele administrative și totodată prin contactul personal, că se pare că n-a ratat vreo școală din teritoriul vechiului regat pe care să nu o viziteze personal,
deci mergea și întreba pe învățători care erau nevoile lui, a reușit să scadă nivelul analfabetismului cu vreun 25%. E o performanță nemai întâlnită în istoria învățământului românesc. Locul lui de activitate predilect a fost pe strada care îi poartă numele pe astăzi, Spiru Haret, în apropierea liceului Sfântul Sava, iar casa lui se găsește, cum spuneam, pe General Gheorghe Manu și este un exemplu bun, totuși, de acomodarea vechiului cu nou, să zicem așa. Asta este memoria zonei de la universitate. Clădirea care dă fundalul a fost o bancă română-italiană și până în prezent rămâne tot o instituție bancară, în timp ce clădirea de pe colț era locul unei dintre cele mai celebre baruri din Bucureștiul interbelic. Era vorba de barul de la Trocadero, o denumire care s-a tot perpetuat de-a lungul timpului, să zicem. În timp ce în spatele nostru, unde este librăria Mihai Eminescu, a fost până în perioada interbelică sediul celei mai mari edituri din România acelor vremuri, celebra Carte Românească, unde se tipăreau principalele opere literare și nu numai, ea moștenind o mai veche editură, Minerva, editură care a fost proprietatea lui Gheorghe Grigore Cantacuzino Nababu. El a lăsat o moștenire unei dintre fiii lui, Griguță Cantacuzino, tot Grigore, care, din păcate, s-a cam dezonorat în epoca, fiindcă în plin război mondial a vândut-o nemților și ăștia au folosit-o ca să probace, să publice mesaje propagandistice pro-germane. Cele din urmă, cu tot traseul, a ajuns în stăpânirea Cărții Românești, dar a fost distrusă, ce să vezi, tot la bombardamentele din 44. La un moment dat există o legendă, n-am reușit să o găsesc atestată, mie mi-a fost povestită prin Viu Grai, și n-am reușit să găsesc sursa, dar aparent așa s-a creat una dintre cele mai valoroase ediții din istoria bibliofiliei române, respectiv o carte, se pare că opera lui Ovidiu, parte din opera lui Ovidiu, proaspăt tipărită în ediție de lux, a căzut o bombă pe depozit, depozitul în care se găseau edițiile, s-au păstrat câteva volume care automat și-au însutit valoarea, pentru că rămăseseră brusc singurele exemplare. Lucrul ăsta așa e o treabă anecdotică interesantă. Oricum ne aflăm tot așa prin epicentru librarilor și editorilor de carte bucureșteni și schimbăm un pic punctul de atenție către clădirea aflată în diagonală de la noi. Dacă reușești să filmezi exact pe colț, unde are un soi de turn, îi se poate vedea numele și anul fondării. Este Grand Hotel de Boulevard și este anul 1867. Este primul hotel în adevăratul sens al cuvântului pe care îl cunoaște Bucureștiul și este opera acelui și Alexandru Orăscu. Adică de la el ne rămân trei clădiri. Palatul Universității, deși s-a modificat forma, ăsta care e neschimbat ca aspect de când l-a făcut Orăscu, și Biserica Domnița Bălașa în forma ei actuală. Asta este ceea ce moștenim de la Orăscu în București. Antreprenorul care l-a dezvoltat a fost un francez, Erdan s-a numit, a cărui fiică măritată cu un italian a moștenit hotelul. Hotelul ăsta marchează o premieră, este primul hotel cu apă curentă din București, ceea ce era o treabă totuși nemai întâlnită la vremea respectivă, iar la parterul lui a funcționat o vreme destul de îndelungată una dintre cele mai cunoscute și bine aprovizionate librării din București, ante și interbelic, respectiv librăria Leon Alcalai se numea. Leon Alcalai fusese un librar, era un librar de origine evreiască care își câștigase în prima fază averea drept cărturar. Cărturar e egal cu anticar în perioada veche. Erau cei care, asemenea buchiniștilor din Franța, stăteau, indiferent de vreme, cum stăm și noi acum, pe stradă și își vindeau cu fiecare volum, cu fiecare bănuț adunat, își făcea averea. Ei bine, el a strâns o avere suficient de mare încât să poată să deschidă una dintre cele mai cunoscute librării. Și tot am uitat să spun de Cartea Românească, în cadrul ei, din câte știu eu, a apărut prima... un moment să treacă coroana oficială. Așa, este... locul unde s-a tipărit prima colecție populară de carte, este vorba de Biblioteca pentru Toți, o colecție de carte care a contribuit masiv la răspândirea culturii în România. Haideți să traversăm și noi. Despre Bulevardul Elisabeta o să vorbim mai multe, că o să și coborâm de-a lungul lui.
În schimb, aici unde se găsește blocul ăsta cu un restaurant la parter, istoria e destul de îndelungată. Și cumva e corelată și cu ceea ce se găsește vis-a-vis, dar nu hotelul, și este vorba de blocul ăla din partea dreaptă cu fațada de cărămidă aparentă. Am zis, cred că la început, că Brâncoveanu a tăiat podul Mogoșoaiei prin proprietățile unor familii boierești care erau rivale. Noi acum stăm pe domeniul Cantacuzinilor. De la Piața Rosetti până la Cismigiu, toată zona asta era, hai să ne tragem din curent un pic, era proprietate cantacuzinească. Doamna Elina Cantacuzino, soția primului cantacuzin muntean, postenicul Constantin Cantacuzino, cel spânzurat de rivalii lui într-o hrubă a mănăstirii Snagov, considerată sfânta familiei Cantacuzino pentru că a refuzat pedepsirea adversarilor în momentul când ăștia au ajuns la mâna brâncovenilor, la mâna cantacuzinilor, să zic așa. Ea, prin testament, se pare, a fost convinsă de niște fii ai ei să-i lase mai puțin lui Șerban Cantacuzino, cel care a ajuns domnitor al țării românești între 1678 și 1688, ceea ce a dat naștere la oarecare râcă între frați. Șerban Cantacuzino, leu, tigru, poreclit tigru la vremea lui, pentru că era o personalitate, era un tip mare fizic și cu un temperament coleric, care îi plăceau și puterea și banii. Și când o să ajungem pe la Gheorghe IX, o să vedem niște istorioare care nu-i fac neapărat cinste, dar altfel un conducător într-adevăr puternic și cu spirit de inițiativă a sperat izgonirea turcilor din Europa după ce au pierdut asediul Vienei, se păstra, numai așa că se păstrează de la el, o cruce pe dealul Kallenberg, lângă Viena, care amintea de soldații români care s-au aflat acolo. Acolo a fost tabăra lui, pentru că a trebuit să-l însoțească pe marele vizir la Cara Mustafa, la asediul Vienei, și se pare că le-a dat informația austriecilor, i-a ajutat practic, iar tunurile lui trăgeau ghiulele de paie ca să nu facă rău zidurilor Vienei și s-a retras înainte de venirea oștilor polone. A fost în felul lui un domnitor creștin și cu dorința de a ajuta creștinătatea și tot are meritul, bineînțeles, că în timpul lui s-a tradus integral în limba română Sfânta Scriptură. Este celebra Biblia lui Șerban Cantacuzino sau Biblia de la București, ceea ce reprezintă un monument în istoria culturală a oricărui popor, în momentul când se traduce Biblia, cea mai răspândită carte din lume, în limba ta națională. Dar revenind la istoria lui bucureșteană, el a fost unul dintre domnii care au preferat să nu domnească de la curtea veche, ci să-și facă propriul lui palat care se găsea aici, pe locul acestui bloc, deci dincolo de Calea Victoriei. Brâncoveanu, după moartea lui Șerban Cantacuzino, că el îi urmează la tron, trage Calea Victoriei pe mijlocul proprietății cantacuzinești, pentru că vis-a-vis, în diagonală, adică pe locul blocului ăsta, se găsea palatul coconilor, adică a fiilor lui Șerban Cantacuzino, ale beizadelelor. Gheorghe Cantacuzino, fiul lui, s-a plimbat ani de zile pe la curțile europene, în special pe la Viena, căutând să obțină bunăvoința împăratului austriac ca să-l dea jos de pe tron pe Brâncoveanu și să capete el domnia. Nu s-a întâmplat asta și a murit destul de trist, dar palatul lor aici se găsea. Ulterior, cantacuzinii și-au păstrat proprietățile, dar acestea au trecut de-a lungul timpului, e vorba de palatul cuconilor, pe mâna altor familii, pe măsură ce se căsătoreau. Da, era jale să ai o fată, că dacă aveai fată, trebuia să-i dai zestre. Și dându-i zestre, mai înstrăinai proprietăți. Așa s-a întâmplat și cu acest palat al coconilor, care în cele din urmă, mult modificat arhitectonic, în prima lui formă în care se păstrează fotografic, este cunoscut drept Casa Greceanu, pentru că intră pe mâna acestei familii a grecenilor, greceni care au dat personalități culturale. Unul dintre marii noștri genealogii, Ștefan Greceanu, este membru al acestei familii. Și de locul ăsta se leagă și anumite legende vis-a-vis de, eu le spun legende pentru că nu am eu, cum să spun, dovada istorică că ele au existat ca atare. Este vorba de celebrele tuneluri care ar împânzi tot subsolul Bucureștiului, folosite mai ales de către marii boieri ca mijloace de a scăpa în cazul vreunui atac din partea turcilor, tătarilor sau alte oști invadatoare, cât și locuri de refugiu, la un moment dat, pentru personalități care erau un pic persecutate politic. Principalul rost al tunelurilor era să treacă dincolo de Dâmbovița, ca să poți să pui râul între tine și cei cu care aveai ceva de împărțit. Se pare că, datorită scrierilor unui ziarist destul de controversat din perioada comunistă a Bucureștiului, Simion Săveanu, el lasă anumite mențiuni în momentul în care, după demolarea casei grecenilor, să nu avem vreo surpriză de la porumbei, după demolarea casei grecenilor,
Aici s-a ridicat în primul rând un magazin cunoscut în perioada comunistă de Compescaria. S-a fost afectat la cutremurul din 77 și a fost demolat și ăla, dar între demolarea casei grecinilor și ridicarea magazinului, el e prezent la șantier și se pare că se găsesc urmele unor intrări în pământ care ar fi condus către aceste tuneluri subterane. Există și niște lucrări scrise pe tema asta, una chiar așa se cheamă Bucureștiul Subpământean. Acum, evident că e o treabă destul de greu probabilă, pentru că nu s-au făcut niște planuri ale tunelurilor, având loc de rol de refugiu, era un pic tâmpit să faci plan pentru chestiile alea. Și ulterior, bineînțeles că a convenit și altora ca ele să nu fie știute. Acum putem să luăm în calcul faptul că multe dintre ele probabil s-au colmatat sau s-au năruit într-o bună măsură. E un mare risc oricum să încerci să pătrunzi în asemenea locuri, dar altele, dacă există, sunt ținute frumos la secret, pentru că până în prezent nu există niciun fel de plan care să-ți ateste existența unor astfel de tuneluri în București, dar vorbim când ajungem, că există un loc unde se vede mai clar existența unui asemenea tunel. În schimb, Palatul lui Șerban Cantacuzino, de pe partea opusă, a avut o carieră mai interesantă. El este preluat pe la 1810 de o familie interesantă, se numește Meitani. Familia este originară din Adrianopol. Ei înființează prima bancă din România. La 1810 este Banca Meitani, este cea din tâi bancă din spațiul românesc. La momentul ăla nu putem vorbi propriu-zis de România. Ulterior, casa este cumpărată de regele Miloș Obrenović al Serbiei, care venea des la București, că era în bune relații cu conducătorii de atunci. Și după aceea este preluată de legația rusă, devine sediu ambasadei țariste la București. Deci clădirea asta, dacă am fi văzut-o acum 100 de ani, ar fi avut steagul cu pajura, era cunoscut. Vulturul bicefal al Rusiei imperiale, moștenire bizantină de altfel. Aici, fiind legația rusă, era un centru de spionaj și era un loc unde se țineau niște baluri absolut fabuloase. Sunt cunoscute și câteva personalități de ambasadori, între care rămâne așa mai celebră ultimul, Poclevski Koziel, îl numea, probabil avea origini poloneze, un tip foarte rasat așa, care, între altele, e cunoscut că la un banchet a primit vreo 100 de invitați și a băut cu fiecare un pahar de șampanie. Deci un tip destul de bine, să spunem așa. Ambasada a fost menținută, rămâne un pic pe loc, o să intrăm pe gang. A fost menținută și după dispariția Imperiului Țarist, după Revoluția Bolșevică la 1917, până, pentru că pentru o perioadă România n-a avut relații cu Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică fiind un stat revizionist care nu recunoștea tratatele de pace, noi având Basarabia din fostul Imperiu Țarist, am avut un diferent cu ei, până când a fost păcălit Nicolae Titulescu, că asta este afirmația corectă, deși a fost un mare diplomat, în ceea ce privește negocierile cu rușii, l-a jucat Litvinov, trimisul rușilor pe degete, și am reluat relațiile în 1934, când s-a ordonat în cele din urmă demolarea clădirii și dat să dea jos pajura imperială. În momentul în care s-a demolat clădirea, s-a ajuns la partea care reprezintă, în general, în București, cele mai vechi mărturii arhitectonice, pivnițele, că la alea nu se prea umblă, în general, și alea se păstrează cel mai bine. Pivnițe aproape neatinse din vremea lui Șerban Cantacuzino. Pivnițele erau atât de mari încât rigolele, șanțurile folosite pentru evacuarea precipitațiilor, erau mare cam cât un om. Drept urmare, chiar a intrat un om în ele, era un cadavru, pentru că în Beciuri se mai făceau și chestii din astea, un cadavru care, ucis după hainele care îi se păstraseră aproape intacte, pentru că a fost mumificat în noroi. Așa, fusese ucis undeva prin secolul XVIII, că era îmbrăcat într-o manieră tipică perioadei fanariote. Și în felul ăsta, la peste 100 de ani distanță, s-a reușit descoperirea unei crime, care altfel ar fi rămas pentru vecie prinsă în pivnițele de la casa, de la Palatul lui Șerban Cantacuzino. Și s-a ridicat blocul care există până astăzi. Acum am vrut să mergem aici pentru că asta este una dintre bisericile destul de puțin cunoscute din București, deși e centrală. Este ultimul loc care aduce aminte, propriu-zis, de mărturia cantacuzinească din București, că se numește Biserica Doamnei, iar doamna la care face referire este doamna Maria Cantacuzino, cea de-a doua soție a lui Șerban Cantacuzino, de origine bulgară. Cel mai probabil, care posibil să fi vrut să o ridice, aici părerile sunt împărțite, drept necropolă domnească. Până la urmă, Cantacuzinii din Ramuraia s-au mormântat la Cotroceni, la ctitoria lui Șerban Cantacuzino, care a fost distrusă în urmă de Ceaușescu și mormintele au fost mutate. Cert este că nu sunt cantacuzini aici,
Nici doamna Maria, care a ctitorit-o, nu este mormântată aici, dar ulterior alte familii nobiliare, inclusiv niște membri ai familiei Suțu, au ales să-și pună mormintele aici. Dar ce e mai interesant la biserica asta, dacă vrei să aruncăm un ochi, că nu trebuie să intrăm, este faptul că împrejurul ei se conservă până astăzi vechiul nivel de călcare al orașului de acum vreo 300-250 de ani. Dacă ne uităm, are un metru și mai bine în jos, pentru că între timp nivelul orașului, prin acumularea de moloz și de alte reziduri, a tot crescut. Totodată, în ceea ce privește arhitectura bisericească, ea prezintă elemente caracteristice pentru perioada asta pre-brâncovenească. Este perioada brâncovenească timpurie, spre deosebire de Crețulescu, care e perioada târzie. Vedem aceleași decorații cu colțuri de cărămizi pe brâul bisericii. Exterior ar fi trebuit să aibă pictură, așa cum rezultă din registrii ăștia, dar a dispărut între timp. Se mai păstrează, se pare, parte din pictura originală, chiar în pridvord, cred că se și întrevede prin geamurile astea. E o pictură care pe alocuri a căzut, a fost decopertată, dar încă se mai păstrează anumite elemente. Și totodată, în ceea ce privește planul ei propriu-zis, reprezintă epoca de tranziție între vechea împărțire de biserici, care își marcau cele trei camere principale, este vorba de pridvor, pronaos și naos, prin separare cu zid. Deci era zid între ele și se trecea prin ușă. Bisericile mai vechi, de exemplu, biserica din satul meu, are asta până astăzi, până în prezent. Treci prin ușă, într-o cameră în cealaltă. E bine, aici se sparg zidurile, dar nu total, se păstrează ca arcade. La bisericile noi nu mai există deloc separația asta și este o navă continuă. Intri de când ai intrat în biserică, probabil până la altar, nu te oprește nimic. Asta arată nivelul intermediar de împărțire a bisericii. Și tot așa, unul dintre vechii preoți este cel care a oferit acestui ziarist Simeon Săveanu anumite informații legate de tunelurile care s-ar fi găsit prin zonă. Și e mai avantajos, culmea, să-l privind în spate, că în față este acoperit de schele. Clădirea alăturată are tot relevanță bisericească și a aparținut din totdeauna bisericii, pentru că a fost ridicată pentru primul mitropolit primat al României. El se numește Palatul Nifon și amintește de personalitatea lui Nifon Rusailă. Este mitropolitul primat la venirea patrona lui Carol I, are o păstorire destul de îndelungată. Nu m-am obișnuit să lăsăm și pe domnul să treacă. Nici o problemă. Salutăm! Are o păstorire destul de îndelungată până la 1875, dacă nu mă înșel eu. Deci este primul mitropolit primat. În momentul când s-a făcut unirea politică dintre Țara Românească și Moldova, a fost nevoie să se facă și o unire bisericească. Aveam două centre de putere ecleziastică, la Iași și la București. Unul dintre ele a trebuit să cedeze întâietatea formală celuilalt. Și s-a ajuns la un compromis, în sensul că Iașiul a cedat în fața Bucureștiului și astfel mitropolitul de la București, Nifon Rusailă, a devenit mitropolit primat al României în detrimentul lui Sofronie Miclescu de la Iași, dar și cu o înțelegere, nu este scrisă treaba asta, dar așa se consideră de către tradiție, că cel de la Iași este următorul în scaun. Deci dacă îi supraviețuiește celui de la București, el este următorul ales. Chestia asta nu se respectă atât de mult în perioada mitropoliilor, dar în perioada patriarhiei, în schimb, se respectă fără scădere. Deci toți patriarhii României au fost întâi mitropoliți de Iași, chestia asta e verificabilă istoric. Toți au venit de la Iași. Păi, actualul patriarh a fost înainte mitropolit la Iași, la fel și Justin Moisescu și Justinian Marina, toți trec întâi pe la Iași, cu excepția lui Miron Cristea. Miron Cristea, episcop de Caransebeș, și după aia vine la București direct. Clădirea în sine nu se poate înțelege acum că este în renovare, Doamne ajută să iasă bine, dar ea e altă clădire caracteristică pentru stilul neoclasic al domniei lui Carol I și culmea că este făcută tocmai de arhitectul preferat al regelui, că este tot opera lui Paul Gautreau, cel care face și Palatul Regal și clădirea Cecului, aflată ceva mai jos. A fost folosită și ca reședință de către mitropolitul Nifon și după moartea lui a fost folosită de biserică, drept sală de conferințe, la un moment dat sediu administrativ, a fost naționalizată, evident, și acum a reintrat în posesia bisericii și, după cum vedem, poate fi și restaurată. În perioada comunistă, mi se pare că aici a funcționat ceva magazin de confecții. Acum o să încercăm să ne strecurăm pe lângă schelele care o împrejmuiesc pe afară, că este vorba de aceeași clădire. De să zicem că amplasarea n-a fost cea mai inteligentă, că la un moment dat n-ai loc să te strecori.
Da, până ne strecurăm, putem să vorbim un pic de străduța din dreapta. O să-i dezvoltăm povestea când o să facem tronsonul următor de oraș. Ea se cheamă Strada Eforiei și n-are loc, n-are legătură cu stațiunea Eforie Nord sau Eforie Sud de la Mare, ci cu o organizație administrativă, respectiv Eforia Spitalelor, care este un soi de precursor al Ministerului Sănătății în spațiul românesc. Această eforie avea sub ascultarea ei principale vechi spitale bucureștene, Colțea, Pantelimonul sau Filantropia, și în a doua jumătate a secolului XIX hotărăsc ridicarea unui sediu central, o clădire a eforiei cu instalații pentru tratament ca atare, dar și cu o sală de cultură. Cinemateca moștenește cumva această veche clădire a eforiei sau cel puțin spațiu destinat activităților culturale și asta dă și numele străzii, propriu zis. Deci de aici vine denumirea străzii și clădirea pe care o întrevedem în jos, pe partea stângă, este locul unde a funcționat jandarmeria pedestră. Era cazarma unde funcționa jandarmeria pedestră, în timp ce aia călare avea sediu pe Demn Dobrescu, de unde am pornit turul de astăzi. Deci cumva ne-am plimbat între cele două jandarmerii, cele fondate de generalul Mihail Rasti. Și ne aflăm în prezent pe strada care, asemenea bisericii pe care am vizitat-o, poartă numele de Strada Doamnei. Deja suntem în perimetrul centrului vechi și atunci la fel o să păstrăm de mare parte din expunere. Am înțeles că următorul tur pe care îl facem e în centrul vechi. Așadar o să lăsăm clădirile propriu-zise să discutăm în turul respectiv, dar aici putem să amintim un aspect interesant, că este locul unde mărturiile istorice ne atestă existența primei cafenele din București, înființată la anul 1667 de un Hamid, un ienicer de origine turc, mă rog, ienicerii nu erau de origine turcă, erau copii creștini luați în slujba sultanului, dar de la curtea din Constantinopol, care probabil după ce s-a eliberat din serviciul sultanului a venit la București. E unul care precedă spiritul antreprenorial al unor Capșa și alții, pentru că intuiesc popularitatea pe care ar putea o cunoaște în capitala valahă, cafeaua. Noi n-am cunoscut foarte devreme cafeaua. E celebră legenda solului moldovean trimis la poartă la Constantinopol, care primește după tipic oriental o ceașcă cu cafea și el, crezând că e vorba de un toast, zice în sănătatea măritului sultan și dă băutura fierbinte peste cap. Sultanul apreciind faptul că n-a clipit moldoveanul când a dat asta fierbinte pe gât. E treptat. Ne învățăm și noi cu cafeaua și înființăm prima cafenea înaintea Parisului și a Vienei. Suntem în urma Veneției. La Veneția se consideră până astăzi că este cea mai veche cafenea din Europa. Dar noi venim cu vreo 20 de ani înaintea Parisului și a Europei și a Vienei prin această cafenea a lui Hamie. Traseul cafelei fie îndeopște cunoscut. Ea vine din Etiopia, a fost preluată de arabi, primii care au învățat să o infuzeze, și de acolo s-a dus în Imperiul Otoman. Tradiția arabă rămâne până în perioada noastră, când în lumea fanariotă cea mai scumpă cafea era cafeaua de Yemen, în timp ce aia cea mai ieftină era moca. Că de aici, de acolo a rămas expresia de moca, dacă se poate. Metoda turcească de preparare a cafelei implică infuzarea îndelungă la foc mognit, de aia de regulă se face în nisip încins treaba aia. Pe de-o parte, turcii respingeau cel puțin cu vehemență îndulcirea cafelei sau turnatul de lapte, se considera că faci lepră dacă pui lapte în cafea. Probabil că nu le plăcea lor cum să îmbinau treburile alea. Se servea, cum spunea, la filigeană, la cișcuțe mici și tot timpul acompaniată de un ciubuc și de o narghilea, cât și de dulceață. Pentru că se servea vechiul tipic de primire acasă, la casele mari, era cafea și dulceață. Și în felul ăsta putem așa să spunem că marcăm o premieră istorică prin prezența primei cafenele. Strada Doamnei mai are și alte istorioare, dar astea, cum spuneam, le povestim în cadrul turului cu centru vechi. Am intrat în zona aceea mai veche, de pe Calea Victoriei, și pe partea pe care trecem noi, suntem pe tronsonul destinat comerțului, pentru că aici erau lipite, începând de la Palatul Nifon, care este ridicat pe temeliile hanului Filipescu, mai erau încă trei hanuri lipite unul de celălalt, care mergeau până un pic dincolo de pasajul Villa Cross. Hanul Filipescu este hanul care a aparținut acestei Madame Chipiu, de care am vorbit un pic mai devreme, și unde a funcționat și Casa Capșa o perioadă. E, în schimb, aici, în partea dreaptă, s-a găsit o casă, îmi scapă numele proprietarului inițial, dar aici este zona cu influență rusească,
să zicem așa, pentru că în perioada regulamentelor organice aici a stat generalul Conte Pavel Kiselev. Kiseliov, de fapt, îl cheamă pe el. Kiselev este forma franțuzită a numelui. Omul ăsta a fost unul dintre rușii care ne-au făcut totuși nouă bine. Era o personalitate dezinteresată, așa în mare parte, sau mă rog, cel puțin pentru standardul epocii, și a făcut niște reforme utile pentru România, inclusiv în plan urbanistic. La București se curează pentru prima oară o comisie pentru înfrumusețarea orașului, care începe să gândească pentru prima oară, bă, cum facem și noi orașul ăsta să arate european? Să gândesc pentru primele parcuri, să gândesc pentru primele fântâni. Așa, o dovadă a faptului că generalul Kiselev nu era totuși un arivist și un persoană apucătoare, este că după ce pleacă din țările române, este trimis ambasador rus la Paris. O comisie încearcă să-i facă așa, ca să-l onoreze, să strângă bani, să-i facă o statuie, statuie care ar trebui să se găsească lângă Banca Națională. Generalul, în momentul când aude chestia asta, spune că el n-are nevoie de o statuie și că mai bine să se dea banii ăștia pentru amenajarea unei grădini a orașului, și în felul ăsta se constituie chiar pe Bulevardul Kiselev un parc care, de fapt, este mai vechi decât Cismigiu, ca să zic așa. Bun. Și cum spuneam aici, lipite unul de celălalt, mergeau Hanul Filipescu, Hanul Castrișoaiei și încă două hanuri, ar calul nume îmi scap acum, dar sunt menționate la Croțescu. Peste unul dintre ele s-a construit blocul Rosenthal, pe care îl vedem aici în curs de restaurare, în partea stângă. Blocul Rosenthal a aparținut inițial Băncii Naționale a României și este ridicat de același arhitect care se construiește și corpul nou de clădire al băncii, Radu Dudescu. În perioada comunistă a rămas sub auspiciile ei, până când, din cauza degradării, a trebuit să fie evacuat. În prezent nu știu cui aparține, dar e îmbucurător faptul că este restaurat, că vedem exact aceeași arhitectură neoclasică caracteristică pentru perioada interbelică. Vis-a-vis, în schimb, o situație un pic mai tristă, este vechiul sediu al Poliției Capitale, al Poliției Municipiului București. Mai înainte, tot întrebuințarea asta a avut-o, pentru că aici era sediul temutei AGI. AGIA, termen turcesc, este precursoarea poliției în București. Unul dintre cei mai infami comandanți ai acestei instituții a fost capitanul Costache Chioru, evident de ce era numit așa, un tip, să spun majoritatea memorialiștilor, care își vedea caracterul prin aspectul lui foarte urât, era într-adevăr un om pe care nu l-a ajutat natura, să zicem așa, dar un caracter absolut abject, pentru că singurul motiv pentru care prindea hoții era ca să-i bată, să-i spună lui unde au ascuns cele furate ca să le ia el. Totodată era unul dintre adepții opresiunii, dar opresiunii armate, să zicem, pentru că intervenea cu multă duritate împotriva oricăror manifestanți. Era rămas celebră Nagaica lui. Nagaica este un bici cu mai multe nervuri, care are în capete ori niște plumbi, ori, la un moment dat, da, alea sunt mai biblice, se cheamă scorpioane, are niște cănci ca să se înfigă în carne. În patimile lui Hristos putem să vedem o chestie de asta. Asta a lui cel mai probabil avea plumbi la capete, cu 12 capete, pe care le folosea ca să îi miluiască pe manifestanți. Atât de iubit a fost încât la 1848, când s-au răsculat bucureștenii, unul dintre primele lucruri pe care l-au făcut au fost să iardă casa, pe care o ridicase tocmai din banii spoliați. Dar chestia asta se pare că nu l-a descurajat teribil pe Gagiu. Tot așa, dintre prefecții mai interesanți ai poliției municipiului București, se mai numără și Kneazul Dimitrie Moruții. Ăsta, kneaz, este termen rusesc. Mai mulți boieri români luau funcții în armata și în aristocrația rusă. Avem și un nume de familie, Ghica Brigadier, care vine de acolo pentru că un ghiculesc din familia asta a luat gradul de brigadier, general de brigadă în armata rusă, și de acolo a rămas numele. La fel și în cazul lui Dimitrie Moruții, avea ceva rang rusesc, a fost ginerele nababului și omul de casă al lui Ionel Brătianu. Am vorbit de casa lui lângă Academia Română. Aici venea el la prefectură și este cel de care face mișto actorul Iancu Brezianu la Capșa, când, suflând în cafea, apropo, am uitat să spunem asta, la Capșa este locul unde se răspândește celebra marghilomană, cafeaua infuzată în coniac. Asta descoperită de Alexandru Marghiloman la o vânătoare, da, și kneazul Dimitrie Moruții sufla într-o cafea normală și actorii a zis, nu mai sufla în aia, că o faci marghilomană, că ești imbibat de alcool.
rămâne până în prezent sediul Poliției Capitalei, dar după cum vedem, ar avea nevoie urgent de ceva restaurări. Și lipit de el, primul magazin universal din istoria Bucureștilor, în prezent cunoscut sub denumirea de Magazinul Victoria. Istoria lui e ceva mai veche. Prima clădire cunoscută de pe locul acesta a fost Palatul Editurii Socek. Socek era un alt mare editor, a fost băiatul și protejatul unui librar celebru al cândva în București, cel mai mare librar din Bucureștiul din secolul XIX, Grigore Ioanid, cel care a dat numele parcului din nord-est. Parc mult parcelat astăzi, dar care avea o proprietate enormă la început. Socek, la fel, face avere din editarea cărților. La vremea aia, să fii librar însemna să faci tot procesul tehnologic, inclusiv de la culesul textelor, că nu exista treaba cu drepturile de autor, cu copyright-ul, și atunci puteai să preiei și să faci niște compilații, să zicem așa, după care totul le editai, totul le tipăreai, tipărirea însemnând imprimarea hârtiei propriu-zis, după care urma tot procesul de legătorie, de ștanțare, de copertarea cărților. La un dat chiar se considerau niște chestii de lux când primeai cărțile și legate, că alte ori puteai să primești numai foile cu sute și poftim. Și de acolo treaba ta cum o copertezi. Asta a dat o artă cu cei care făceau cu săhăidăcari, se numeau în perioada fanariotă, cei care se ocupau cu copertatul cărților. Și automat, pentru că și dorința de a citi, mai ales după perioada fanariotă, e din ce în ce mai mare, crește și gradul de alfabetizare, deci sunt și mai mulți cititori. Cartea încă era obiect de lux până la BPT, a fost destul de greu să-ți procuri cărți și automat librarii, fiind destul de puțini, făceau avere. Palatul Editurii Socek era o clădire mai scundă decât este asta, avea un etaj aproximativ. Dispunerea era la fel, în formă de L, având o latură înspre Calea Victoriei și o latură înspre strada care coboară spre Domnița Anastasia. Și ulterior, în a doua jumătate a secolului XIX, este transformată, extinsă clădirea și se creează forma ei actuală și devine Magazinul Universal. Este primul, de asemenea, fel din București, urmând modelul parizian și ia numele, e o copiere cinstită, se dă și sursa, pentru că se numește Galeriile Lafayette, urmând numele unui magazin parizian. Denumirea actuală o primește, evident, în perioada comunistă, când trebuia să se dea niște nume mai neaoșe la toată treaba. Își păstrează până astăzi rolul pe care l-a deținut de peste un secol, acela de magazin bucureștean, mai ales în perioada comunistă, era considerat unul dintre cele mai bune magazine bucureștene. Inclusiv o scenă din BD, mi se pare că este filmată aici, este vorba despre hoțul ăla care să imita un manechin ca să poată să rămână peste noapte în magazin și să facă spargere. Așa, ne schimbăm un pic atenția, chit că face parte și din centrul istoric, n-avem cum să sărim peste el, că este vorba de cel mai vechi și toată cel mai mare pasaj pietonal din București, pasajul Macavi la Cross. Istoria lui e destul de îndelungată. Cum zici să facem? Să facem câțiva pași? Da, putem să-l facem și în turul următor. Da, istoria lui, eu zic să-i o spunem de pe acum, că și el stă în zona comercială a Bucureștiului. Primul proprietar pe care îl cunosc eu, cel puțin de aici, este un anume Dragoman Serafim. Dragoman înseamnă traducător, interpret. Omul avea origini franțuzești. Familia lui venea din Burgundia. S-a așezat la Constantinopol la începutul secolului XIX și de acolo omul, învățând, știind și franceză și turcă și mai multe și rusă, a fost folosit de Napoleon ca interpret în timpul campaniei din Rusia și după înfrângerea lui Napoleon s-a gândit să se întoarcă la Constantinopol, unde își avea proprietățile. Trece prin București, îl impresionează plăcut de data asta aspectul capitalei țării românești, să hotărăște să rămână aici, mai ales că era nevoie de oameni care știau limbi străine, că în momentul ăla noi începeam să concentrăm un aflux de meșteșugari, de străini care veneau, pentru că ne deschideam către comerț și către politica internațională. Omul se pare că are dar la afaceri, are mână bună, se îmbogățește, se căsătorește cu o româncă, are 2 sau 3 fete și își duce zilele liniștit, urmându-și principala lui pasiune, mâncatul. Era unul dintre mâncăii celebrei perioadei. La un dat se pare chiar vodă Ghica, Grigore Ghica ăsta cu palatul un pic mai sus, curios fiind cât poate ăsta să mănânce, îl cheamă la masă.
Dragomanu, știind că la Vodăghica se mănâncă turciște, deci așezat pe jos, își dă seama că el nu o să se mai scoale dacă îl cheamă așa și, drept urmare, își trimite mobilier, trimite o masă cu scaune la Palatul Domnesc ca să poată să stea la masă. Toate bune și frumoase, se pare că patima asta i-a adus și sfârșitul, pentru că într-o zi de Paști, până 1870 parcă sau mai devreme, Dragomanul se pune la masă și între primele feluri de mâncare pe care le servește sunt 13 scrumbii puse într-o farfurie pe care începe să le mănâncă ca și cum mai cânta la muzicuță, dintr-un cap înspre altul, așa mâncând tacticos. Nu, la un dat pune capul în farfurie și acolo a rămas. Cel mai probabil un atac de cord. Ei bine, lasă în schimb fetele deja aranjate, pentru că pe una o mărită cu fiul negustorului Mihalache Maca, al cărui familie a ridicat superba casă Maca, aflată mai în nordul capitalei, iar pe alta o mărită cu arhitectul șef al orașului la vremea aia, catalanul cu studii în Franța, Xavier Villacros, cel care lasă unele dintre primele scrieri legate de arhitectura bucureșteană și care, din păcate, moare la Paris. Rămâne mormântat acolo și nu-și leagă până la capăt memoria de orașul București. Asta explică denumirea lui dublă, că se cheamă pasajul Maca Villacros, are formă de Y și una dintre ramuri se numește Maca, cea dinspre noi se numește Villacros. Asta explică numele. N-a fost construit de Villacros, care a murit înainte de construcția lui. El, în forma actuală, datează din anul 1891 și este opera unui arhitect cu nume la fel de celebru. Este vorba de Filip Xenopol. Este nepotul lui Alexandru de Xenopol, cel care, urmând modelul milanez și parizian, realizează acest pasaj pietonal în prejurul unui hotel care l-a preexistat. Clădirea din centrul pasajului era hotelul Budapest, deținut de un evreu cu cetățenie maghiară și care era locul de strângere al străinilor care veneau prin București, pentru că ofera și niște distracții ca atare, inclusiv un soi de spectacole de dans mai... Așa. E, în schimb, un alt mare stabiliment bucureștean celebru altă dată, e vorba de Grand Hotel de France, a dispărut cu totul din ansamblul bucureștean. El se găsea pe locul actualului turn, cunoscut de majoritatea bucureștenilor drept turnul Bancorexului, că a fost locul unei dintre marile țepe fiscale pe care le-am trăit noi în anii 90, pe lângă Caritas și Fondul Național de Investiții. Dar mai înainte, aici se găsea unul dintre marile hoteluri bucureștene, Grand Hotel de France, unde trăgea multă parte din lumea bună de altă dată. Și mă bate hrușcă. Dacă am reușit să trecem, ne intersectăm acum cu inima centrului vechi, celebra stradă Lipscani, care mai de mult se considera că se prelungea și în jos, pentru că avem și strada Lipscanii Noi în partea opusă. Deci centrul vechi e delimitat artificial. Asta dăm așa spoiler la ediția următoare de bulevardele trasate. Și până aici mergem în continuare pe linia hanurilor bucureștene. Asta e una dintre străzile care cumva și-au respectat vechea amprentă. Deci pe aici trecea Lipscaniu și acum 300 de ani, când se făcea Calea Victoriei. Așadar, aici avem o pauză între hanuri și aici vine ultimul han, dacă este să mergem către capătul Căii Victoriei, respectiv hanul mănăstirii de la Zlătari. Termenul de zlătar vine din limba slavonă. Zoloto în slavonă înseamnă aur. Erau cei care se ocupau cu prelucrarea metalelor prețioase, dar nu numai. Ăsta era principalul sediu al zarafilor. Zarafii sunt schimbătorii de bani din vechime, pentru că în perioada otomană țările române n-aveau voie să-și bată propria monedă. Asta a fost unul din capetele de acuzare împotriva lui Brâncoveanu, că bătuse niște medalii pe la Brașov. Automat circulau pe la noi fie mahmudele, fie zloți, fie ducați cu tare și trebuia să existe cineva care să echivaleze toate aceste monede. Ăștia erau zarafii, care evident că își trăgeau și ei o feliuță de profit. Era o variantă de exchange de vremea aia și totodată și mici cămătari, pentru că suntem în zona de unde a plecat centrul financiar al țării. Nu degeaba ai pus BNR-ul la câțiva metri mai încolo,
primele bănci, dar mai înainte erau acești zarafi care se ocupau cu schimbarea de bani și cu dădarea banilor cu dobândă, iar hanul lor ar corespunde în mare parte amprentei pe care o are blocul care înconjoară astăzi biserica Zlătari, care se păstrează. Hanul a fost demolat la 1902 pentru că era la fel într-un stadiu destul de avansat de răpânare. Din câte știu eu de el, se leagă o istorioară cum că niște oameni întreprinzători au schimbat vechea formă de han, asta o să o discutăm tot în centru vechi mai mult, dar hanurile inițiale erau gândite să semene cu niște cetăți. Și în momentul în care nu-și mai justifică rolul ăsta, unii negustori ce se gândesc, e frumoșel, până ar fi bine să spargem noi zidurile în afară, să deschidem prăvălia direct în drum, toate bine și frumoase, dar partea proastă că Matane nu prea ești arhitect și nu știi ce sparge exact și la un moment dat a picat tot zidul în stradă pentru că unul spărsese cam mult din el, plus că era un loc destul de rău famat că unde umblă mulți bani și automat și riscul crește și de multe ori erau recunoscut pentru faptul că nu ieșeau la fel de mulți oameni pe cât intrau din el. Unii mai rămâneau probabil ca în Palatul lui Șerban Cantacuzino înfundați pentru-un șanț sau ceva. Biserica în sine datează tot de până secolul 17, are un hram mai exotic, sunt dedicată, închinată Sfinților Ciprian și Justina. Ciprian este sfântul, sunt doi sfinți Ciprian în Biserica Ortodoxă, unul este al Cartaginei, ăsta este al Antiohiei, cunoscut și ca Ciprian Vrăjitorul, pentru că a fost inițial un mare vrăjitor, convertit la creștinism de către Justina și intrat cumva în panteonul, în cultul sfinților din Biserica Ortodoxă. E una din bisericile elegante din Bucureștiul de astăzi. Vedem că are o decorație destul de sobră și în cazul ei se observă decorația cu colțuri de cărămidă. Evident că la ea aspectul se modifică de-a lungul timpului prin restaurări succesive. Nu mai amintește, din punct de vedere arhitectonic, de biserica veche, așa cum reușește să o facă, de exemplu, biserica de la Crețulescu. Dar rămâne în continuare o bună mărturie istorică vis-a-vis de amplasamentul vechi al clădirilor de pe Calea Victoriei. Acum, nu știu exact unde e camera, dar la interiorul bisericii. Ar fi fost vecină cu o altă biserică care astăzi a dispărut. Este vorba de biserica care se găsea pe locul cecului, cunoscută drept biserica Sfântul Ioan cel Mare. Asta este o biserică mai veche, se pare că de prin vremea lui Mihai Viteazu, un vistiernic de-a lui Mihai Viteazu este cel care o ctitorește pentru prima oară și o și închină. A fost biserică închinată de la mănăstire, închinată de la bun început. În cazul ăsta a fost închinată Pogonianei din Epir, o localitate din Grecia, actuală din nordul Greciei. Rămăsese celebră în zona bucureșteană, dacă Sărindarul avea icoana ei Făcătoare de Minuni, biserica asta pur și simplu era recunoscută ca o biserică unde se petreceau tămăduiri. Deci cei care erau bolnavi în perioada când nu prea aveam spitale, mergeau la biserica asta, dacă nu se mai puteau ridica din pat, trimiteau pe cineva pentru ei la biserica asta și unde principala slujbă de vindecare în Biserica Ortodoxă este Sfântul Maslu. Ei bine, la Sfântul Maslu există un ritual în care se citesc niște evanghelii, după care urmează ungerea cu undele a celor care participă. Pe lângă asta, dacă erau absent, puteau cineva să-ți ia ulei de la Sfântul Maslu într-o sticluță să ți-l aducă acasă, dar mai exista și o practică de la fiecare evanghelie să se ia un șnur de bumbac care să înnoda la fiecare evanghelie și după care se ducea ca un soi de talisman la căpătâiul celui. Așa, exista cumva asociată cu practica asta, care nu e ortodoxă, bineînțeles. Exista o treabă de anul nou, dintre vechile tradiții de anul nou, se lua un șnur îmbibat în ceară și se dădea foc. Și dacă ardea tot, însemna că anul o să fie cu noroc și dacă n-ardea tot, îl mai aprindea o dată ca să fie anul cu noroc. Aceeași situație ca în cazul mănăstirii de la Sărindar sau a metocului episcopiei din turul trecut. Biserica avea han împrejurul ei, inițial, din care se întreținea, vine secularizarea averilor mănăstirești și se hotărăște demolarea ei. În clădirile de la han deja se instalase cecul, pentru că cecul este mai vechi decât clădirea pe care o ocupă astăzi. După demolarea bisericii prin jurul anului 1860 și ceva, 70 și ceva, cred că 1876, se hotărăște ridicarea acestei clădiri, una dintre cele mai impozante clădiri de pe Calea Victoriei. Este același Paul Gautreau care realizează stilul neoclasic care îi plăcea atât de mult lui Carol I, cu un mare luminator în partea centrală, vizibil din multe perspective din capitală. Ca paranteză,
părți din biserica de la Sfântul Ioan cel Mare încă se păstrează în lapidariul vecinat de la Stavropolos, deci în curtea mănăstirii Stavropolos încă se găsesc fragmente din biserica Sfântul Ioan cel Mare, altfel o biserică frecventată și de lumea boierească a capitalei. Două plăci tombale de aici ale familiilor Cantacuzino și Manu, cred, au fost transportate ca atare la cimitirul Belu, în momentul când ăștia au ales să-și mute mormintele familiei de la, din oraș către cimitirul ăsta, situat în afara perimetrului urban la vremea respectivă. Și în felul ăsta s-a edificat clădirea CEC, CEC-ul reprezentând până astăzi una dintre cele mai de încredere, sau a reprezentat până de curând una dintre cele mai încredere bănci din România, în perioada comunistă fiind singura variantă a românilor de a economisi niște bani. Toată lumea avea carnete CEC, toată lumea le-a pierdut în momentul când a făcut un salt catastrofal inflația după 90. Dar rămâne până în prezent o instituție de prestigiu, o altă dorință de a lui Carol I de a înscrie România în rândurile națiunilor europene și totodată de a oferi o sursă de creștere a economiei în cazul românesc. Am ajuns la altă clădire simbol, concentrația mare în zona asta. Majoritatea îl știm astăzi de Muzeul Național de Istoria României, dar are denumirea asta numai de prin anii 70, în 72 sau 74. Este transformat în muzeu de istorie propriu-zis. E o poză celebră cu Nicolae Ceaușescu dansând Hora Unirii pe Calea Victoriei la momentul inaugurării. Inițial a fost un veritabil muzeu de istorie, piesa lui de rezistență fiind până în prezent replica la scară de 1:1 a columnei lui Traian din Roma, primele segmente, cel puțin, realizate de un colectiv de artiști, de istorici români care au călătorit la Roma în perioada mussoliniană, au început lucrul, dar pentru că a venit război, au reușit să aducă înapoi abia prin anii 60. Ne-a parvenit prin anii 60, păstrând între altele rămășițele tezaurului românesc și celebra cloșcă cu puii de aur și coiful de aur de la Coțofenești, pe care îl vedem în pancarta de pe stânga. Tezaurul de la Pietroasa, cel căreia primul studiu a fost scris de către Alexandru Odobescu, care era și arheolog pasionat în timpul liber, să zicem așa. Se păstra cel puțin, cred că se mai păstrează și bijuteriile coroanei, celebra coroană de oțel, prima coroană a regilor României, făcută de Carol I, care din modestie a spus că nu vrea coroană din metale prețioase și cu pietre prețioase, ci a preferat un tun turcesc capturat la Plevna ca să-i se facă această coroană. Din păcate, astăzi, din câte știu eu, este mare parte închis și nu se pot vizita decât câteva săli, deci nu cuprinde propriu-zis. Este o remarcă pe care a făcut-o de mai multe ori domnul Cătălin Oprișan și subscriu la ea. Nu cuprinde propriu-zis istoria României de la începuturi până în prezent. Nu poți să-l numești propriu-zis Muzeul Național de Istorie, dar revenind la istoria lui inițială, mai înainte de asta a fost Palatul Poștelor. Era clădirea centrală a sistemului de poștă, care avea un rol mult mai însemnat acum 100 de ani, pentru că orice comunicare se făcea doar prin intermediul poștei, respectiv scrisori sau telegraf, pentru că apăruse într-adevăr această formă de comunicație revoluționară la vremea aia, și este vorba de un străin care a inovat treaba asta, cel care a făcut și Casa Universitarilor în prezent. În momentul ăsta am un lapsus, îmi scapă numele lui, dar o să-mi vină. Și totodată reprezintă un monument de arhitectură, este practic în oglindă, stil neoclasic, doar că ăsta este un pic mai simplist, să zicem, față de clădirea CEC. Este de data asta opera unui arhitect român, este vorba de Alexandru Săvulescu și execuția clădirii se termină la 1900. Mergând mai înapoi în istoria Căii Victoriei, aici era altă proprietate boierească a unor rivali de-i brâncovenilor, aici era proprietatea bălăcenilor. Bălăceanu e domnul Constantin Bălăceanu Stolnic, este ultimul descendent al familiei și odată cu el, din păcate, se va stinge această familie boierească, atestată de prin secolul 16, dacă nu chiar mai devreme. Un Badea Bălăceanu poreclit Ușurelu a călărit într-o singură noapte de la București la Iași ca să ducă un
poruncă turcească a sultanului să nu se fie executați niște rude de ale lui. Rude, propriu-zis, erau niște cantacuzi. Urmașul lui Constantin Bălăceanu ține politica lui Șerban Cantacuzino de alianță cu austriecii. În momentul în care Șerban Cantacuzino moare, cel mai probabil asasinat, otrăvit, Constantin Bălăceanu se numără printre adversarii lui Brâncoveanu și merge la Viena și vine împreună cu trupele austriece, caută să intre în țara românească. Brâncoveanu prinde de știre din vreme, îi cheamă în ajutor pe turci și pe tătari, trece Carpații și îl bate pe Badea Bălăceanu la Zărnești, lângă Râșnov. Îi bate, mă rog, pe austrieci și îl prinde pe Constantin Bălăceanu, am spus Badea Bălăceanu, scuze. Este decapitat și capul lui stă un an de zile în fața curții domnești înfipt în suliță, iar Brâncoveanu rade proprietatea Bălăcenilor, rămâne numai biserica Sfântul Dumitru de Jurământ, care era biserica lui Badea Bălăceanu, rade proprietățile Bălăcenilor și ridică un pic mai în spate de cum e clădirea asta, hanul Constantin. Deci este încă un han dispărut în momentul de față, unde Brâncoveanu, pur și simplu, se substituie mai vechii proprietăți boierești a Bălăcenilor. Tot boieri erau și pe partea opusă. Clădirea, nu mai știu sediu cărei instituții este în prezent, cred că e ceva cu jocurile de noroc, dacă nu mă înșel. Clădirea cu tricolor se afla pe locul mai vechii proprietăți, de data asta un neam prieten cu brâncoveni, este vorba de familia Văcărescu. Văcăreștii să pretind veniți din țara Făgărașului, bine, să pretind, anumite genealogii îi pretind, că veniți din țara Făgărașului cu legendarul descălecător din țara românească, Radu Negru. Deci ar trebui să vină undeva din secolul 13, ăștia sunt mai vechi. Acum, care e originea familiei, mai greu de spus, dar vreme de câteva secole au stat în primul rând al conducerii țării românești și respectiv Ianache Văcărescu, sfetnicul cel mai apropiat al lui Constantin Brâncoveanu, are neșansa să meargă împreună cu el la Constantinopol, să fie luat prizonier și să fie decapitat de către turci la 15 august 1714, împreună cu domnitorul și cu cei patru fii ai săi. Fiul lui, al cărui nume mic îmi scapă, are o soartă încă mai rea decât tată. Tatăl este tot dus la Constantinopol și este omorât turnându-se plumb topit pe hainele lui de către turci. Și ajunge la Ienăchiță Văcărescu, nepotul acestui Ianache, unul dintre primii noștri poeți, am mai amintit de el în turul trecut. El aș avea casele aici. În curtea lui, la un moment dat, vine să-l viziteze episcopul Grigore de la Argeș și pleacă șocat episcopul pentru că era un pic de harem până casele astea. Da, Ienăchiță se pare că luase moda turcească și aparent nu exista slujitoare pe domeniul lui pe care să nu o fi cunoscut în sensul biblic boierul. Dar altfel era într-adevăr un om de frunte al țării sale și prin cultură și prin manieră și prin iubirea față de Doamne. La un moment dat se spune că ar fi murit otrăvit de un domnitor Racoviță, a cărui soție avea un pic bucurii la el, care se pare că erau împărtășite de altfel și asta se pare că i-a dat sfârșitul, o idee prematură, că moare până să fim plini 60 de ani. Dar mai înainte, fusese unul dintre colaboratorii cei mai apropiați al lui Alexandru Ipsilanti. Atât de apropiat a fost de domnitorul ăsta, încât la un dat fiii lui Ipsilanti, între care unul dintre ei a ajuns domn, Constantin Ipsilanti, fug în Transilvania, ceea ce în ochii turcilor echivalea cu o trădare și ăștia îi camarată iataganului Ipsilanti. Ipsilanti, disperat, alcătuiește o delegație în frunte cu mitropolitul țării, care să meargă la Viena, care avea stăpânirea asupra Transilvaniei, să ceară întoarcerea fiilor. Ienăchiță merge în această delegație și intră în curtea din Viena, a ajuns în curtea din Viena la 1787, cred, în același an când venea Mozart acolo, dar intră îmbrăcat în portul fanariot, purtând căciula aia imensă, anteriu, face senzație, era o apariție exotică la curtea din Viena, vorbește cu împăratul și obține într-adevăr întoarcerea fiilor lui Ipsilanti. După moartea lui Ienăchiță Văcărescu, urmașii lui au vândut casa. Casa care a fost cumpărată este locul de unde pleacă istoria bucureșteană a familiei Belu. Este cumpărată de Ștefan Belu, cel venit în țară cu Caragea. Am spus, cred că, vechiul dicton cu Manu mânuiește, Golescu golește, Belu. Așa, și strângând bani, își cumpără casă boierească, iată, în buricul târgului, pe podul Mogoșoaiei,
dar n-apucă să se bucure mult de ea, că intră turci în București după răscoala lui Tudor Vladimirescu. Floarea Boierimii a fugit toată în Transilvania, majoritar la Brașov, să se pună la adăpost, că avea o mai refași de viața, nu? Și în aceste case și-a stabilit sediu Chehaia Bey. Chehaia înseamnă locotenent. Este locotenentul pașii de Silistra, Ahmet Gheghen, se pare că l-a chemat pe el. Este comandantul trupelor turcești de represiune, care intră în țară să năbușe, de fapt, mișcarea Eteriei, că Tudor Vladimirescu fusese deja asasinat. E bine, el își stabilește cartierul general aici și se folosește de serviciile unui trădător fanariot, cel implicat și în uciderea lui Tudor Vladimirescu, Bimbașa Sava, pentru a-i lichida pe ceilalți comandanți de arnăuți și după care îl cheamă pe Bimbașa Sava să-l ierte, să-i dea răsplata. Bimbașa Sava avea casele undeva la Sfântul Nicolae Jigniță, deci spre zona Văcărești. În ziua când a fost chemat, se pare că i s-a potignit calul de două ori înainte să iasă pe poarta caselor. Semn rău, maică. Așa. Dar n-a ținut cont de chestia asta și a venit pe strada franceză, urmând cursul, către casele unde stătea locuitorul pașii de Silistra, însoțit cu vreo 30 de arnăuți. Turcii se pitiseră prin camerele învecinate casei, casa era exact gândită ca o curte boierească cu un patru later de chilii. Și așa ne spune colonelul Papazoglu, luând memoriile unui martor ocular, în momentul în care Pașa a intrat în camera, Bimbașa Sava a intrat în camera unde era Pașa, un turc ascuns în spatele ușii l-a lovit cu iataganul în ceafă și a murit pe loc. L-a împușcat pe cei doi care îl însoțiseră în cameră, după care turcii din chiliile înconjurate au dat năvală și au măcilărit pe arnăuți. Unul singur a scăpat fugind prin dosul caselor, să spune, adică înspre zona Cismigiului. Nu s-a oprit din fugă decât la Băneasa. Și după care a ținut calea tot în... Păi când vezi ce se întâmplă pe acolo, te motivează teribil. Cum spunea bunica, mi-ai spus la iepure, puturosule. Așa. Și după aceea a fugit până la Brașov, unde l-au întâlnit boierii și i-au dat bani, de s-a făcut comerciant de tutun după aia în București. Și mai mult decât atât, după aia, 3 zile, Pașa a ordonat să fie uciși toți grecii din București, promițând un ban de aur pentru fiecare cap de grec care era adus. Drept urmare, Neferi și se mai chemau cumva, o să-mi vină denumirea, călăreții turci au năvălit prin tot Bucureștiul, nu cred că s-au uitat ei foarte atent cine era grec și cine nu, și au început să decapiteze lumea din mers, pur și simplu, întorcându-se cu capetele. Astea era o scenă văzută de mai mulți martori oculari, că treceau călăreții turci cu cât un cap ținut în mână ca să se ducă să-și ia plata, până când consul austriac la București, care pierduse aparent vreo 2 supuși în toată treaba asta, a amenințat cu intervenția trupelor austriece dacă nu se oprește măcelul, și se pare că s-a oprit într-adevăr. S-a întors Logofotul Belu și și-a ținut încă o vreme casele, nu știu exact când au ieșit din posesia familiei, dar de ele se leagă, iată, Manaf se mai cheamă călărețul turc, se leagă tot așa unul dintre cele mai sângeroase episoade, să spunem, din istoria Bucureștiului și a Căii Victoriei totodată. Și ne apropiem ușor, ușor, spre bucuria ta, că văd că ai început să te restrângi din ce în ce, așa, de capătul Căii Victoriei, pentru că ăsta a fost dintotdeauna drumul ăsta, așa, ca artera asta și-a păstrat dimensiunile inițiale. De aici pornea Calea Victoriei, pentru că aici unde se găsește blocul Unib, Doamne ferește, am văzut afișul, blocul Gioconda, cu dita mai afișul publicitar, blocul ăsta este construit în perioada comunistă, dar la origini aici se găsea unul dintre palatele lui Constantin Brâncoveanu, mai avea unul în Piața Unirii, dar și aici era unul, și practic Calea Victoriei avea, podul Mogoșoaia avea rolul să unească proprietățile lui din oraș cu proprietatea aflată la Mogoșoaia, un soi de palat de vară, să zicem. După moartea lui Brâncoveanu, astea sunt transmit în familia lui până la marele Ban Grigore Brâncoveanu, ultimului descendent pe linie masculină, care le lasă moștenire fiicei sale adoptive Zoe, născută Mavrocordat, care a primit dreptul să poarte numele de Brâncoveanu, care se căsătorește cu domnitorul Gheorghe Bibescu. Și Gheorghe Bibescu își face la rândul lui palatul aici, și păstrându-l și pe ăla din Piața Unirii.
Asta era punct terminus al podului Mogoșoaiei. Rămâne în posesia familiei până spre 1900, când fiind ruinat cu totul aproape, este demolat și se încearcă construirea aici a noii clădiri pentru Senatul României, care stă plimbat din sediu în sediu. Se gândește o clădire care se asemene cu Capitoliul de la Washington. Se toarnă niște temelii masive, dar din păcate vine războiul și după aia se sistează proiectul respectiv, rămânând numai temeliile vreme îndelungată până după al doilea război mondial, când este ridicat de către autoritățile comuniste blocul pe care îl vedem astăzi. Iar noi acum călcăm pe locul unde s-ar fi găsit acum vreo 200 de ani metocul metropoliei de la Măgureanu. Este ridicat de un cantacuzin, acest Constantin Cantacuzino Măgureanu, care lasă și schitul Măgureanu. Măgureanu este dat de una dintre principalele lui moșii, un rusofil convins la vremea aceea, sperând în eliberarea țărilor române de către împărăția pravoslavnică a Rusiei, a și fugit prin Rusia de mai multe ori, dar el lasă mai multe ctitorii prin București, a fost unul dintre cei cantacuzini iubitori de construcție, că sunt mai mulți în neamul lor, și cu chiliile aferente închinate mitropoliei și fiindcă se găseau în bună stare, ele au putut adăposti Academia Domnească devenită Colegiul Sfântul Sava în perioada aia de exil până când și-a găsit sediu final, perioada când este condusă de Petrache Poenaru și când învață între alții Alexandru Orescu, este perioada când se află aici. Frații Golești învață tot aici, mai mulți reprezentanți ai elitei prepașoptiste își fac studiile la Sfântul Sava în zona unde ne găsim noi aici, care acum este marcată, ele se văd mai bine de vis-a-vis, e drept, de blocurile fostei societăți agricola Fonciirea. Asta este societatea agricolă, ține minte în Moromeții, celebra replică, plătește, bă, Moromete, Fonciirea. Asta era o societate de asigurări agricole și blocurile sunt opera arhitectului Petre Antonescu. Sunt una dintre cele mai reușite contribuții ale sale la urbanistica bucureșteană. Între elementele de decor cele mai ușor de distins se numără colonadele aflate pe acoperișul blocurilor, imposibil de văzut din unghiul ăsta, formate din gloriete, din ansambluri regăsite în mai multe parcuri regale din lume, cum ar fi la Versailles, și folosite inițial pentru studiul astronomiei. În cazul ăsta, evident, doar cu rolul, se văd mai bine de aici, acum. Ansamblul era format din trei blocuri, dar după cum se vede ăsta din partea stângă, cum te-ai uitat la ele, a fost afectat de cutremurul din 77, i-au căzut și glorietele și nu au mai fost puse și acum cumva nu mai e unitar ansamblu. Blocurile astea i-au plăcut teribil de mult lui Nicolae Ceaușescu. Drept urmare, arhitecții care s-au ocupat cu proiectarea blocurilor de pe bulevardul Victoria Socialismului, actorul bulevard Fânteni, au reprodus în mare parte blocul ăsta, că cu tovarășul să știa foarte bine că n-are rost să discuți noțiuni de arhitectură și dacă i-a plăcut asta, de ce să riști tu să faci altceva? Pune Dumnezeului ce-i place omului și nu-ți risca pielea inutil. Și așa s-a făcut istoria arhitectonică a Bucureștiului, rămân până astăzi una dintre cele mai reușite imobile de locuințe din București și arată o epocă în care orașul chiar concura cu marile capitale europene și din punct de vedere arhitectonic. Cam asta e istoria căii Victoria podului Mogoșoaiei, ca să-i spunem așa. Urmează ca în turul următor să vedem partea cea mai veche a orașului, nu? Cu centru istoric. Da, da, da. Pe data viitoare. Și deschizare plăcută.